Bună seara! Și bine v-am găsit la un interviu foarte interesant pentru această seară de vineri. Îi am alături de mine pe Anatol Basarab și pe Adriana Nicolae. În această seară vom discuta despre Congresul de Numerologie ce va fi în 24 octombrie. Dar mai mult decât atât, stați alături de noi pentru că vom discuta despre tematica acestui congres. O să aruncăm așa un ochi asupra subiectelor ce vor fi atinse în cadrul congresului din 24 octombrie. Un congres pe care cu toți îl așteptăm, mai ales că este a doua ediție și ne bucurăm că am ajuns la a doua ediție și, cum spune și Anatol, unde este doi, cu siguranță va fi și trei, nu? Vom putea să continuăm și să facem acest congres anual. Înainte de a începe, aș vrea să vă prezint pe Adriana Nicolae, gazda celui de-al doilea congres al numerologilor din România. Este președinta Asociației Numerologilor din România, membru fondator alături de Anatol Basarab și Daniel Nicolae. Este licențiată în psihologie, deci este psiholog, lucrează pe partea aceasta cu studii aprofundate de marketing, integrare europeană la Academia de Studii Economice. Adriana este jurnalist la TVR, editor și autor de carte, de altfel editor și autor alături de Anatol Basarab, după cum bine știm, anul devenirii tale fiind, nu, una dintre cărțile alături de care ți-a fost coautor Anatol Basarab. Anatol, acum nu știu dacă mai e nevoie de prezentare, dar spunem câteva cuvinte și despre tine. Psiholog, numerolog, este cel care a adus numerologia în România acum mulți ani, sincer să fiu, nu știu câți ani. Sunt. Poate să poți să-mi spui tu cam câți ani sunt de când ai adus numerologia? Nu știu, este pe 94. Mult. Eu pot să dau un indiciu, am făcut cursul de numerologie în 2010 cu el. Deci avem până acum au trecut 10 ani. Cel puțin 10 ani, de atunci știu eu. Da. Super. Nu am adus eu numerologia în România, cum n-am adus sau cum alții n-au adus în alte țări. Puțin știu, dar foarte mari oameni de seamă a României din timpurile trecute cunoșteau, studiau și cercetau numerologia, chiar dacă în formă empirică, dar o cunoșteau, se interesau de ea, la fel cum, bine știți, unii mari oameni de-ai noștri români s-au ocupat de spiritism, s-au ocupat de astrologie, s-au ocupat de foarte multe alte lucruri. La fel avem și mulți oameni, și în trecut, cât și în prezent, care s-au interesat și au folosit tainele numerologiei pentru diferitele scopuri ale lor. Dacă i-a dus-o, ar trebui să o aduci de pe altă planetă, cum ar fi. Ea aici a fost... Ai popularizat-o atunci. Pur și simplu, eu am îndrăznit și în fosta Uniunii Sovietice, apoi în aici, să-mi asum curajul de a o face din știință ezoterică în știință exoterică. Lucrurile astea au fost posibil pentru că așa au venit timpurile. Dacă timpurile nu erau, erau altfel și nu era permis lucrul ăsta, crede-mă că se găsa mecanisme ca să fie oprit în direcția asta. Dar pentru că timpul a venit și duhul ăsta s-a răspândit în lume, făcând posibilă apariția numerologiei, din ezoteric în exoteric, adică pentru orice pasionat, pentru orice om care vrea să studieze, care vrea să înțeleagă viața și mecanismele ei altfel, lucrul ăsta a devenit permisibil, atunci eu lucrul ăsta l-am făcut. Și drept dovadă nimeni nu m-a oprit în direcția asta, ci chiar din potrivă am impresia că m-au chiar susținut. Așa este. Și uite-ne, după atâția ani, numerologia deja este foarte cunoscută în România. Poate unii dintre cei care ne ascultă nu știu, Anatol, bineînțeles, este și președintele onorific și cofondator al Asociației Numerologilor, după cum bine am spus, specialist, psiholog în consiliere pedagogică și educațională, lucru de care avem mare nevoie la noi în România, cu studii aprofundate de parapsihologie, numerolog, nu mai zic, recunoscut la nivel internațional și multe alte studii realizate atât în țară cât și în afară. Prin urmare, mai mult decât calificat, cum zic unii, supracalificat, am putea să spunem. Asta e și rău. Pentru că astăzi nu te angajează nimeni nicăieri, găsindu-te o scuză foarte importantă așa. Știți, dumneavoastră, pentru noi sunteți supracalificat. Costați mult și noi nu-i permitem. Cam așa ceva, adică e o scuză foarte interesantă. Adevărul este că nici n-am încercat undeva din punctul ăsta să mă angajez. Am avut colaborări cu tot felul de firme, cu tot felul de asociații, cu tot felul de oameni, colaborări
bilateral reciproce, dar n-am fost nicăieri angajat din punctul de vedere să mă duc cu ziua, să stau acolo la birou, să fac acolo ceva. Am avut colaborări, în schimb, foarte utile, foarte folositoare și pentru ei și pentru mine, pentru că mi-au dat câmp, teren, posibilitatea de a studia, de exemplu, mecanismele numerologice într-o organizație, de exemplu, destul de mare, cu mii de persoane sau cu 10 persoane sau cu 20. Ei, uite, în dependență de grup, mecanismele numerologice funcționează diferit. Acolo unde avem un grup de oameni, adică avem o firmă unde sunt patru oameni angajați, lucrurile merg într-un anumit fel conform într-o legi inclusiv psihologice. Unde avem un grup mare, dar asta înseamnă peste 10 în sus, acolo deja este nevoie prezența unui psiholog. Acum, în dependență de management, poate unui numerolog, poate a unui astrolog, poate a unui, spunem așa, neuromarketing, adică tot psihologie. Dar până la 10 oameni lucrurile merg și comportamentul oamenilor și psihologia oamenilor în grupurile mici se manifestă într-un anumit mod, conform anumitor principii și legi. Dincolo, cumva, de vreo 10 oameni, totul se schimbă. Când încep să apară liderul formal, liderul informal, liderul informal al liderului formal și tot așa mai departe. Se complică lucrurile, am putea să spunem așa. Da. Bun, înainte totuși de a începe să discutăm despre tematica noastră, aș dori să o întreb pe Adriana despre Asociația Numerologilor, alături de care ești și tu președinte. De fapt, pe ambii să vă întreb care este scopul asociației. Adriana, mai ales că este gazda celei de-a doua ediții, ce ne poți spune? Scopul asociației este concret să promoveze numerologia ca un instrument de cunoaștere și de autocunoaștere, pentru că avem cu toții nevoie să ne îmbunătățim viața și relațiile și știm foarte bine că de calitatea relațiilor noastre depinde chiar fericirea noastră. Ăsta este motivul pentru care încercăm să promovăm numerologia în toate domeniile în care se lucrează cu oamenii, de la școli, de la orientare vocațională, de la identificarea talentelor, până în instituții în care oamenii formează grupuri mai puțin eficiente atunci când nu se cunosc unii pe ceilalți și nu-și cunosc punctele tari și punctele mai puțin tari. Este un lucru pe care ni-l propunem, dar obiectivul într-adevăr măreț este de a introduce această meserie în codul ocupațiilor din România, alături de cea de astrolog, pentru că noi considerăm că și numerologul își are locul bine meritat în această piață a muncii, în care putem să ne eficientizăm și munca și relațiile și să fim mai productivi dacă pur și simplu cunoaștem anumite lucruri despre cum relaționăm noi cu noi și noi cu ceilalți. Deci cam acestea ar fi cumva obiectivele majore. Avem și obiective care țin strict de îmbunătățirea vieții, de relaționare, de sănătate. Numerele ne ajută în foarte multe aspecte ale vieții noastre. Mai multe decât cred foarte mulți dintre cei care ne aud poate acum. Și este motivul pentru care încercăm să ținem astfel de congrese, de emisiuni, de live-uri. Așa este și invităm cu drag pe toți cei care ne ascultă să adreseze întrebări despre numerologie, despre tematica de astăzi, despre congres, pentru a putea clarifica. Te rog, Apoi, Anatol. următoarele obiective ale asociației este dezvoltarea numerologului ca specialist, adică educarea lui, educarea, mai corect spus, modulului de a gândi, traseul cognitiv pe care trebuie să-l aibă, adică cum trebuie să gândească un numerolog, disciplinarea, spunem, a lor, de ce nu, supravegherea activităților lor, învățarea permanentă, adică permanent, permanent, orice numerolog care vrea să practice în viitor sau o să dorească să practice în viitor la nivelul, așa spunem, oficial, pe lângă Asociația Numerologilor din România, meseria de numerolog, trebuie să fie din când în când examinat. Adică este un specialist care nu cumva s-a autodenumit și undeva funcționează prin lume. Este examinat, este învățat, este chemat din când în când la tot felul de seminare sau ateliere pentru
în munca de echipă pentru a căpăta abilități de a comunica inclusiv cu clientul său, de a explica sau de a interpreta corect ceea ce, informația care este prezentată într-o structură numerologică, într-o matriță a unui om, a urmări un cod deontologic al numerologului. Obiectivele sunt foarte comune, dacă vreți, cu cele ale Asociației Numerologilor din România. De exemplu, și acolo este tot o asociație. Asociația psihologilor. Asociația Psihologilor, scuzați. Așa e. E foarte bine când omul nu se dezvoltă după capul lui cumva, ci există o formă instituționalizată, adică are un traseu anumit de parcurs. Trebuie să cunoască asta, apoi următorul, următorul. Așa el devine specialist de o mult mai înaltă calificare. În afară de asta, în cadrul asociației, oricând, la ateliere, la dezvoltare a numerologului de studiu, el vede când greșește, unde greșește, învață de la ceilalți numerologi. În felul ăsta el devine un specialist de înaltă calificare și lucrurile care le face, munca care o face, nu este empirică cumva, ci este foarte obiectivată. Adică el înțelege de ce asta e așa și nu e altfel. El înțelege mecanismele de funcționare. El înțelege cum se demonstreze un anumit lucru. Adică evoluția lui este de la mic la mare, de la simplu la compus. Altfel, și tot asociația, ca și scop, are promovarea astfelor de numerologi care au atins un anumit nivel, au dat niște examene, au fost verificat. Pe urmă, trebuie, el, numerologul, asociația, îl promovează, îl susține, îi creează modalități sau momente în care el poate să. Ce știu eu, nu toate lucrurile, muncile le putem face noi în cadrul asociației. Și dacă avem un specialist bun, de ce nu? Uite, intră în echipa respectivă, în asociația numerologilor, este examinat și poate să-i însărcinăm o sarcină. Uite, faci un curs, nu știu unde, te duci acolo. Când, la un moment dat, dorințele și cerințele sunt foarte mari. Eu singur, Adriana singur și staful sau echipa care suntem astăzi, deja așa un nucleu format, nu reușim să mergem în toate orașele din România, dar avem invitații și în afara țării. Și nu reușim deja să le onorăm pe toate. Odată crescând numărul specialiștilor, crește și puterea asociației. Adică o să putem pleca și afară, o să fim invitați să ținem și acolo cursuri. Dar pentru asta trebuie să avem specialiști din altă calificare. Și un specialist din altă calificare nu se dobândește singur acasă, că nu-ți dai seama când greșești, unde greșești, unde luat-o în bălării, unde judeci corect. Asta se vede numai în cadrul care, într-un cadru organizat. Să știi că eu chiar aștept acest cadru pentru că sunt și printre participanții, ocupându-mă de partea de organizare, care întreabă despre partea aceasta de numerologie și într-adevăr se simte această nevoie de a face o ordine, o disciplină, de a ști cine e de încredere, cine cunoaște bine numerologia, cine nu o cunoaște poate la fel de bine și poate să ducă în eroare. Eu tot timpul le spun oamenilor că este o responsabilitate foarte mare, dai niște informații și poate niște direcții numerologice, folosindu-te cel puțin de numerologie, interpretate greșit, transmise greșit și poate să producă mai mult rău, din punctul meu Asta de e vedere. valabil oriunde, inclusiv și în medicină, inclusiv în psihologie, oriunde și semnul de circulație rutieră, dacă l interpretezi greșit, poți să o pățești foarte rău. Așa. Numai că unele greșeli sunt, spunem, efectul dobândim instantaneu, altele le dobândim în timp, altele cumulativ. Adică e suficient să facem aceeași greșeală de 7, de 10 ori, după care vine odată factura și le plătim pe toate odată. Altele sunt plătite instantaneu. Altele sunt plătite la 1000 de puncte, ce știu eu acolo. Și oriunde, în orice meserie proasta, știți care este? Nu e important. Știți cum, uite, nu e important stresul în sine, ci atitudinea noastră, adică ceea ce interpretăm noi în relație cu lumea. Adică în jurul nostru se petrec o sumedenie de evenimente, contexte. Ele se întâmplă și Dumnezeu cu mila, spunem așa. E, dar omul vine și începe să le interpreteze. Dar le interpretează empiric, fără a se baza pe o lege,
a naturii, a fizicii, pe o lege analogică, pur și simplu așa îi trăsnește lui prin cap să interpreteze inclusiv și propriile lui vise. Ei, uite, de la interpretarea asta poate să ducă toată viața într-o parte sau în alta, consecințe destul de gravi în timp, astfel încât omul niciodată nu va face legătura că viața lui o ajuns să fie așa, pentru că el la 20 de ani l-a interpretat un lucru de capul lui. Fără nicio lege, fără niciun adevăr la bază, fără nicio temelie, pur și simplu. Și au interpretat ceva el. Uite, chestia asta cu interpretarea este un lucru extrem de serios. Nu este atât de important faptul că, uite, de exemplu, ți-o ars casa. Ci mai important este cum o să interpretezi tu momentul ăsta. Adică interpretarea este mai importantă decât însăși evenimentul. Și aici omul, numerologul, după o serie întreagă de cursuri și examinări, el va ajunge să nu interpreteze lucrurile empiric, ci să interpreteze, adică să transforme niște cifre în cuvinte. Nu trebuie să adaugi nimic de la tine. Ce vezi în acea structură matricială, aia exact spui. Nici mai mult, nici mai puțin. Doar transform niște cifre în cuvinte. Niște diagonale, niște axe, le transform în povești, sau le spunem așa, într-o poveste care are o logică și are o bază și poate oricând fi demonstrată. Da, așa este. Pentru a afla totuși mai multe detalii, aș vrea să întreb pe Adriana, cine poate participa sau mai degrabă până la cine poate participa? Care este tematica? Eu știu că nu am prezentat-o, chiar dacă titlul interviului este prezentat această tematică. Spune-ne, te rog, câteva cuvinte despre tematica din 24. Da, ne-am ales pentru anul acesta relațiile care sunt cele mai importante aspecte ale noastre. Bunăstarea socială, familială și relațională, vectorul 258 este tema congresului. Vor fi dezbătute foarte multe teme care vor, să zic așa, vor explica cum anume ne putem folosi de aceste informații numerologice în diverse domenii, în sănătate, în economie, în relațiile cu ceilalți. Și avem foarte mulți speaker care vor aborda, să zic, teme diverse din precum stima de sine. Anatol ne va explica modul în care suntem manipulați și tema lui se numește scenariul mecanismelor globale ale omenirii. Vom vedea ce iluzii de control avem și cum suntem direcționați așa fără să știm din umbră să luăm anumite decizii și cum ne păcălim noi că avem liberul arbitru. Avem relația părinte-copil văzut prin vectorul 258, tu, eu și lumea, prin simbolistica tarotului, ne va explica Violeta Husti. Roxana Iorgulescu-Bandrabur ne va introduce puțin în lumea emoțiilor și va face conexiunea cu ceva foarte interesant și actual în această vreme a noastră, lumea nanotehnologiilor. Mi se pare, abia aștept să văd ce ne va spune. Vom avea explicații despre cum să interpretăm stima de sine și să zic, să ne folosim de informațiile numerologice, astfel încât să ne întărim imaginea noastră și sistemul imunitar, pentru că din vectorul 258, 5-ul reprezintă imaginea de sine și ne va impacta enorm relațiile. O altă temă pe care o avem este cum ne afectează acest vector în sănătate, o conexiune a numerelor cu temperamentele, să zic, o paralelă între numere și puterea numelui. Vom avea foarte, foarte multe teme care ne duc în zone foarte diferite, ceea ce ne va permite să avem o perspectivă de ansamblu asupra acestui vector 258, adică bunăstarea relațională, că de fapt despre el Despre vorbim. asta este vorba. Da. Foarte, foarte interesante și îmi sună foarte practice. Adică eu le cunosc deja, dar cei care ne ascultă, să știți că sunt foarte multe lucruri utile pe care le putem folosi în viața de zi cu zi.
Și bineînțeles că prima temă e cea mai așa, adică wow, pentru mine și pentru mulți dintre noi, al lui Anatol Refer Basarab. că este prima temă, îi anunț pe toți cei care ne ascultă că de fapt în congres va fi cea din urmă. Cea din urmă va fi cea din tâi până la urmă. Exact. Anatol, spune-ne, pentru că imediat ce a rostit din nou tema Adriana, mă gândeam, ok, eu vreau să aflu de pe acum ce va fi mai exact. Zi-ne câteva cuvinte despre ce va fi tematica ta. Adică tematica o știm, dar dă un picuț așa din casă, nu foarte mult, dar un pic. Ah, tematica va fi oricum o introducere pentru o finalizare a ceea ce s-a întâmplat. Eu deja oricum intuitiv cam știu ce o să întâmple la sfârșitul congresului respectiv, nivelul, și asta o să fie ca un fel de concluzie generală și trecerea către tema următoare, care va fi dezbătută deja la congresul următor. Iar tema se va referi la ce? La mecanismele managementului global. Și voi încerca să vă arăt din perspectivă numerologică toate mecanismele care sunt astăzi utilizate pentru a crea în mintea oricui orice dorim noi. Mai mult că atât, oamenii și vor ajunge și să creadă lucrurile astea și se vor conforma. Adică trecerea ușoară de la, spunem așa, de la obiceiuri la fanatism, de la tabieturi la obiceiuri, o să fie foarte interesant, dar nu vreau să divulg mai mult de atâta, pentru că chiar și mie mi-e interesant cum o voi prezenta-o. La mine totul se întâmplă în dependență de momentul, de starea care se întâmplă. Aceeași lucrare o pot prezenta în alte 7-8 feluri, dar la congres o prezenta-o într-o anumită stare de spirit, cu o anumită, poate chiar, accent sau duritate, ca ascultătorul sau cei care vor participa să înțeleagă că lucrurile astea sunt extrem de serioase, cu ele nu-i de glumit, iar dacă glumim, o să glumească și ele cu noi. Și nu știu dacă mecanismele alea vor da tot suporte, vreo consecință în sensul de durere. Dar când ele glumesc cu noi, noi suportăm durere pe tot vectorul, adică atât la nivel emoțional, cât la nivel imunitar, cât și la nivelul sistemului cardiovascular, anume vectorul ăsta despre care vom vorbi la congres și în perioada de timp în care o trăim. Perioada de timp 2, adică asta înseamnă lumea noastră afectivă-emoțională, capacitatea noastră de a ne simți pe noi înșine și de a-l simți pe celălalt. 5. Viața noastră intuitivă, inclusiv sistemul nostru imunitar, și 8. Sistemul cardiovascular sau datorii, obligații, sarcini care cad asupra noastră din ce în ce mai mult. Oamenii nu sunt obișnuiți, chiar familia, 8 înseamnă și familia, acele două inele pe care le vedem pe orice invitație, numai că ele sunt puse pe orizontală, așa, adică pentru că se referă la căsătoria fizică, așa, dacă ne întoarcem invers, ele reprezintă cifra 8, culcate reprezintă cifra, așa, infinitului, să spun. De-aș spune, până la moarte. Pe verticală, în schimb, reprezintă cifra 8, și aia reprezintă, în general, familia, statul. Pentru că cine este statul? Statul este o uniune de familii. Și dacă în perioada asta de timp familia este atacată, și ea este atacată, chiar dacă omul nu-și dă seama, vă dați seama câți oameni astăzi, în anul ăsta, de exemplu, și-au amânat nunțile. Foarte Dintre aceștia mult. care și-au amânat nunțile, poate că jumătate dintre ei, și sunt aproape că sigur că jumătate dintre ei nu se vor mai căsători niciodată. Se vor răzgândi. Ok. Deci Așa. au timp să se răzgândească. Evident. Știi cum spune în popor? Dacă nu te-ai căsătorit când erai prost, după aia e foarte greu. Să sperăm totuși că nu. După aia îți vine mintele, de e foarte greu. Așa. Când erai tânăr și prost, așa spune în popor, dacă nu te-ai căsătorit când erai tânăr și prost, după aia e foarte greu, e foarte complicat. Găsești tot felul de scuze și apoi familia. Familia este profund afectată din punctul ăsta de vedere. Dacă ați ști cât de mult a crescut numărul divorțurilor în lunile în care am stat în carantină, numai în țară, cum au ajuns oamenii,
să se urască majoritatea dintre ei, alții să redescopere altfel. Alții, gândiți-vă, că aveau o viață, eu o numesc viața biropat. Birou, pat, birou, pat, birou, pat, cam așa. Când veneai acasă, soția era obosită sau tu erai obosit, culcai, dormeai lângă ei, dimineața lângă ea sau lângă el, dimineața trăgeai, te ridicai, te duceai la birou din nou și așa te-au trecut ani de zile, oamenii nici n-au apucat să se cunoască. Sâmbătă, duminica mergeau într-un, ce știu, grătar undeva în vizită, cu gândul la ziua de luni. Iar acum au fost pus în situația să stai o lună, de exemplu, sau cât au fost acolo acasă. Unii s-au reîndrăgostit, alții s-au certat, alții s-au aruncat de la etaj. Nu ni se spune cât de mult a crescut rata sinuciderilor în perioada asta de timp. Nu numai la noi în țară, ci în general în lume. Nu știu de ce metoda preferată este în perioada asta de timp de a sări de undeva. V-ați gândit de ce? Uite, de a sări, adică metoda de sinucidere acum e foarte accentuată, a sări de undeva, de la etaj. Nici De măcar ce nu am întrebat? știam că a crescut această rată, dar păi cam și cum anume. Da, pentru că astăzi nu mai vorbim nici de nimic altceva, numai despre afecțiunea asta sau boala de care nu-i bine să-i pronunțăm cuvântul. Mai bine sunt. Dar nu se mai vorbește despre altceva, nimic, pentru că toate, obsesia asta, totul se învârte în jurul bolii, numele căreia nu-i bine să-l pronunț. Nicăieri, pentru că imediat se agită cineva. Dar viața cu toate acestea continuă, pe cu totul alte pe planurile existențiale. Oamenii se ceartă, se iubesc, se împacă, câștigă, unii se îmbogățesc, alții se răcesc. Lucruri care s-au întâmplat dintotdeauna, dar raporturi diferite. Și încă asta nu este tot, pentru că însăși numerologia ne arată ce? Trecerea de la simplu la compus, de la mic la mare. Uite, 2020 în comparație cu 2021 e mic. 2021 e mare. 2020 e simplu. 2021 e mai complicat. Adică tot așa. Uitați-vă, luați-vă perioada noastră istorică, după o revoluție încoace. Și o să vedeți că de la an la an lucrurile devin din ce în ce mai complicate, din ce în ce mai mari, până când au ajuns atât de mare încât practic nimeni nu le mai înțelege, atât de complexă încât omul o rămas în urmă cu capacitatea conștiințului de a le îngloba, de a le sintetiza, de a le analiza, de a le structura toate lucrurile astea. Și deja avem impresia că ne înnecăm într-un ocean de informații, deși fiecare dintre noi e însetat de informații. În același timp, ne înnecăm de tot felul de informații deja, pe care nu mai știm care sunt corecte, care nu. Cine le promovează informațiile alea, cu ce scop, în vederea atingerii căror interese, căror etape, unde duc acele lucruri, către ce se dorește, nu mai știm, nu mai știm. Deja e atât de mult, atât de mult, atât de mult, încât omul deja se lasă, cum ar fi, se lasă pe gubaș. Lumea pentru el a devenit prea complexă, prea multe informații. Doiul, de pe vectorul 258, poate să-i aducă pe oameni la separare, la foarte, deja au apărut, unii cred în COVID, alții nu cred, parcă asta ar fi o religie în care trebuie să crezi sau să nu crezi, ori știi, ori nu știi. Dacă nu știi, ce să credem? Unii cred în mască, alții nu cred în mască. Ok, ce este de crezut? Sunt lucruri obiective care trebuie cunoscute. Tot așa cum 2 plus 2 e 4. Ce este? Crezi că e 5 sau crezi că e 4? Credeți-mă că dacă ne punem capul la contribuție și avem pentru asta mass media, finanță suficiente, putem să-i facem pe oameni să bată între ei pe motiv că 2 plus 2 va fi 4 și alții vor spune că e 5. Le punem credința la încercare și să vorbate ei. Nu cunoașterea, pentru că cunoașterea deja e prea puțină. Adică omul a ajuns și să distruge sistemul educațional în continuare. Ce gândiți-vă cum o să fie copilul? Uite, l-a învățat școala online. Hai numai așa să ne gândim rapid. Peste 10 ani copilul ăla va veni undeva la mine să muncească. Și eu o angajez. El nu știe decât să privească într-un calculator. El nu știe să citească mimică. El nu știe când mă enervez uitându-mă la fața mea. Pentru că el a făcut școala așa. El nu a văzut buzele. El nu înțelege. Mimica, micromimica. El nu citește. Nu reprezintă. Evident că peste 20 de ani o să fie mai avantajos să angajez un robot. Sau să-mi cumpăr robot decât să angajez un om. Dar ei sunt. Și ce facem cu ei? Cine îi hrănește? Uite, ajungem la o criză alimentară. Apoi la o criză a apei.
Păi un pahar de apă va costa mai mult decât asta, costă nu știu ce acolo. Că deja o bere costă mai ieftin decât o sticlă de apă. Uite, întreabă cineva, când ai terminat ideea cu sinuciderile, de ce au crescut sinuciderile pe metoda de a sări? Pentru că oamenii nu se descurcă cu propria lor sferă afectivă emoțională. Pur și simplu, nu se descurcă. Iar viața i-a pus la încercare. Că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nici nu mai interesează cum s-a întâmplat, de ce. Pur și simplu, deja nu ne interesează asta. Pur și simplu, un context al vieții. O situație concretă. Tot restul nici nu interesează. Cum a apărut, de ce a apărut, fabricat de om, nefabricat de om, de la un leacul pornit, nu ne interesează faptul ce s-a întâmplat. Și asta ne arată că ce? Că omul a ajuns să nu se descurce cu propria lui sferă afectivă emoțională, adică el nu-și poate stăpâni propriile sale emoții, frici mai ales. Iar când pe om îl afectăm în lumea emoțiilor sale, el foarte repede cade unde? Pentru că nu se descurcă. Cade în sfera instinctivă, adică el devine un fel de animal social și începe să manifeste ca atare. Când se revine, când își revine, chiar și el își dă seama că acum de mult s-a comportat ca un animal. Adică au făcut isterie. Știți că eu am văzut cu ochii mei, efectiv, cum soțul sau soția, pe motiv de ce a spus la televizor, între ei, dar hai că lasă că nu e așa de periculos. Cum? Și unul dintre ei, cum să-mi spui că nu e așa periculos? Eu mai bine nu știu ce, eu pentru copilul meu, eu mai bine dispar de tine. A, da, mă, divorțez tu de mine pentru că aia. Certuri întregi până la divorț, până la bătăi, numai de pe o frază, pornind de la o frază de la televizor. Dovadă că oamenii nu se descurcă cu sfera lor afectivă emoțională. Cinciul îi afectează prin ce? Pentru că nu știu, n-au nicio imagine despre ei înșiși. Adică tot ce au crezut ei că sunt s-a dovedit a fi ce? Un teatru ieftin. Adică un rol prost jucat. Și viața când îi pune într-un context să joci un rol autentic, adevărat al tău, el nu știe decât să trăiască, să leapă de orice rol, da soț, soție, tată, mamă, sunt roluri și în momentul ăla te trezi că nu mai știi să le joci. Evident că afectează optul, adică simțul datoriei, obligații, sarcini și datoriei să dau totul peste cap, asta afectează sistemul imunitar, ne îngreunăm cu mai multe sarcini, obligații și responsabilități decât le putem duce sau decât le putem conștientiza, asta totul se pune cu, știi cum spunem poporul, se pune ca piatra pe suflet, atacă inima, sistemul cardiovascular. Dar noi și până la asta, în România, sistemul cardiovascular era, adică boli legate de sistemul cardiovascular, era una dintre cele mai dezvoltate din Europa. Și atunci, de ce vectorul 258 este un vector conștient? El se află deasupra. Jos este vectorul subconștient, 3, 6, 9. Și când aici nu te descurci, inconștient, algoritmica vieții și a conștiinței noastre îl face pe om să se arunce unde? În etajul de jos, adică să devenim așa un fel de animăluță ca să nu gândim nimic, ca să nu că ne doare capul, avem prea mult, ne doare sufletul, ne doare, nu ne mai descurcăm. Parcă începe să dorește așa un fel de viață de câine. Adică știi cum spunea înainte, și asta e adevărat, poate câinele să aibă cancer. Poate, dacă îi creezi condiții de viață omenești. Înțelegi? Uite de astea, condiții de viață de astea omenești și câinele o să aibă cancer. Și stres și el o să arunce sub mașină sau ceva o să facă acolo. E, uite, lucrurile astea sunt foarte grave. Sunt foarte grave. Foarte puțini oameni astăzi înțeleg care este impactul psihologic, spiritual, psihosocial, familiar, cum este afectată familia, planul relațional într-un stat și prin asta statul cu totul în doar într-un an. Ceea ce doar într-un an este afectat ca să restabilim înapoi prin educație, printr-un anumit tip de, și despre asta o să vorbesc la seminar, pentru un anumit tip de politică internă sau anumită, să spunem așa, ideologie, îți trebuie 30 de ani să repari, să aduci, să repari, să pui omul și sufletul și conștiința lui la un anumit nivel, care să-ți fie ție favorabilă ca stat. Și cu oamenii ăștia, cu proprii tăi cetățeni, cândva va trebui să faci ceva, uite, să reduci, să florească țara, să crești țara, să o duci undeva, pe un vârf al unui munte, în vârful Olimpului propriu.
cu cine o să faci lucrurile astea? Dacă toți oamenii sunt separați în interiorul lor. Doiul e separat chiar în interiorul lui. Una spune una, altceva spune altceva. Știi? Și uite, imaginați-vă așa, în popor cândva chiar așa spune, știi? Într-o parte stă un înger, într-o parte stă un demon și vorbesc și te bat la cap și totul depinde pe care să-l asculți, pe care îi dai ascultare. Dar pentru a-i da ascultare la unul sau la altul, trebuie să ai un mic discernământ, trebuie să cunoști foarte multe lucruri. Când toate astea nu le mai ai, ai impresia că și asta are dreptate și asta are dreptate. Și tu ce faci? Ești în cumpănă. Și că nu poți lua nicio decizie până când o valoare nu domină sau până când o idee nu începe să domine. Totdeauna se realizează o dominantă. Totdeauna. Ce păcat sau ce fericire că viața asta a noastră și nu numai a noastră, și a plantelor și a cristalilor gravitează în jurul dominantilor. Uite, a apărut dominanta și lumea se schimbă. Fără să gândească de ce. Și începe a consuma foarte multe energie și energiile respective le trăiesc ei înșiși în ce? În ceea ce se numește stres, în ceea ce se numește agresivitate, în ceea ce se numește frică. Ei, uite, din punct de vedere ezoteric, foarte lumea nu știe că de orice tip de energie a noastră, noi suntem în general ca niște baterii, dacă am putea o lua așa simplu. Cu un anumit tip de energie se hrănește cerurile, cu alt tip de energie se hrănește cine? Inferna sau lumea infernală. Cui mai multă energie îi dăm, pe cine mai mult hrănim, aia și suntem. Adică, uitați-vă așa, hai să vă explic altfel. În fiecare dintre noi este o albină și în fiecare dintre noi este o muscă. Ce ai devenit tu în viață? Albină sau muscă? Depinde pe cine o să o hrănești mai mult. Uite, dacă hrănești musca asta cu frici, cu tot felul de tensiuni, la care tu nu te pricepi, dar ai fost învățat să nu te îngrijorezi de ziua de mâine și să lești lucrurile că nu te pricepi, lasă-le în voia Domnului. Stai liniștit, stai calm, cel puțin nu hrănești lumea infernului și nu-i dai putere. Dar dacă nu-i dai putere, nu poate face nimic. Tocmai de-aia relele s-o să se mulțească, pentru că oamenii hrănesc cu emoțiile lor negative, cu fricile lor, hrănesc ce? Lumea infernului. Dar și lumea are nevoie de energie ca să se manifeste în lumea asta. Și ce? Uite, energia umană, toți oamenii pe glob, de exemplu, 60% duc energia spre negru, 40% duc energia spre Dumnezeu, să spunem așa. Care va fi dominanta? Ideile cui se vor realiza dacă 60% duc în infern? A băiatului. Apoi mâine pe mâine o să-l vedem născut din femeie și va și conduce lumea. Așa cum spune programul umanității astea, scriptul, adică mai corect, scriptura, calculatoare trăiesc după scripturi, oamenii trăiesc după scripturi. Și exact așa cum spune scriptura, va conduce 3 ani. Dar de ce va ajunge scump? Pentru că l-am hrănit cu energia asta, pentru că i-am dat putere. De-aia totdeauna se recomandă, așa am mai spus-o și în alte emisiuni, ce puteți face bun dacă nu vă duce capul, dar nu vă duce capul, pe mulți dintre noi nu duce capul decât specializarea lui îngustă. Viața, biropat, biropat, biropat. Acolo ne-a specializat în ceva. Specialist pe dinții de sus. Celălalt pe dinții de jos e alt specialist. Specialist pe ochiul drept, specialistul pe ochiul stâng e alt doctor în cartierul următor. În America, de exemplu, și așa s-o aduc. Atâta el se pricepe, restul totul cumva funcționează. Nu știm nimic, partea ezoterică, mecanismele ascunse, algoritmica vieții, cum funcționează. Și hrănim o anumită lume. Dăm energia noastră acolo. Dar înainte oamenii, ia să citiți lucrările vechi, letopisețele vechi, chiar voievozii sau vladicile, vladica. Cum îi comanda sau cum îi îndruma pe ostașii, pe cetățenii săi la ce să gândească în timpuri de criză, în timpuri de mare restriște, în timpuri de mare pericol. Și câștigau. Pe cine hrănești? Aia, sluga ăluia devii. Și tia. Da, uite, aș vrea să o întreb și pe Adriana, pentru că știu că și ea are partea aceasta de psihologie educațională. Cum i-a afectat pe copii contextul acesta familial și ceea ce se întâmplă? Da, Alexandra, chiar mă gândeam când spunea Anatol de rata sinuciderilor. Din păcate,
Această pandemie i-a afectat foarte mult și pe copii, iar frica este destul de puternică și în rândul lor. Problema este și mai acută pentru că, pe lângă faptul că s-au speriat, au plecat mamele foarte mult din țară. Sunt foarte puțini părinți alături de copiilor și asistăm efectiv la copiii care să zic așa, s-au însingurat, s-au izolat, au căutat refugiu în calculator, în jocuri pe calculator, în tot ce reprezintă o conexiune cu ceva, numai că nu este conexiunea sănătoasă cu omul, ci este conexiunea cu un robot, cu o mașină. Mamele nu prea au stat pe acasă și vorbeam despre vectorul 258. Suntem o țară atipică în care mamele au plecat să facă bani. Este vectorul a face, vorbim despre a face și îl includem și pe a face bani. Din păcate, nu au plecat tații la muncă, ci au plecat mamele, astfel încât copiii au rămas fără repere emoționale și educaționale, pentru că pe acești copii nu-i învață nimeni cum anume să se raporteze la ceilalți și cum să simtă, cum să-și identifice și să-și gestioneze emoțiile. Și pur și simplu copiii nu sunt văzuți și înțeleși, au nevoi neîmplinite, nu sunt îngrijiți, nu se stabilește nicio legătură profundă cu ei și asistăm într-adevăr la un colaps emoțional și în cazul lor. Și dacă ne gândim că ei sunt viitorii adulți, este cazul să ne speriem și să cumva să aducem în educație numerologia, pentru că așa sperăm să conștientizăm mai întâi părintele de, să zic, impactul deciziilor pe care el le ia. Pentru că oamenii gândesc că vor face bine copiilor când vor avea bani, însă îi privează pe copii de prezența lor și răul este mult mai mare, pentru că nu poți să suplinești cu bani ceea ce nu i-ai oferit afectiv. Emoțional, copiii sunt foarte dezorientați, foarte depresivi și este o problemă foarte mare, pentru că, repet, ne confruntăm cu o situație atipică în care mamele pleacă, iar copiii rămân pe mâinile străinilor, a bunicilor care nu sunt în măsură să-i îngrijească pentru că sunt în vârstă, nu mai spun de lipsa de bani și sărăcia în care se găsesc mulți dintre ei. Deci avem o problemă cu care într-adevăr merită să mergem înainte la congres și să mergem înainte chiar și în presă. Din punct de vedere numerologic, să zic, femeia și rolul ei de mamă este foarte important când ne gândim la copii, pentru că ea este cea care îi imprimă copilului foarte multe repere emoționale. Copilul va fi echilibrat dacă părintele și în speță mama este un adult echilibrat. Ori copiii nu mai au aceste modele. Tatăl este mai mult plecat, mama e plecată și ea, copilul nu are de unde să-și ia model. Copilul nu face ce îi se spune, ci face ce vede în familie și iată nu mai are o familie pe care să se poată baza și dacă ne gândim la pandemie, a venit așa ca un efect cumulativ pentru că el nu mai are siguranță neavând pe mama și pe tata acasă, pandemia deja este, să zic, cireașa de pe tort. Copiii sunt foarte speriați. Mulți dintre ei reacționează chiar mai, să zic, dintr-o profundă frică și nu există niciun adult care să-l liniștească. Hai să Da. vezi asta cum se prezintă, Alexandra, dacă vrei. Dar Te rog, trebuie să-mi share screen. deschidești. Așa. Să dai share screen. Da. Ca să vizual poate pentru mai mulți oameni, Da. vizualul reprezintă, spunem așa, cumulăm cele mai multe informații prin vedere. Bun. Da. Și așa poate cei care nu cunosc numerologie să înțeleagă că nu este un congres dedicat doar numerologilor sau doar celor care știu numerologie și Nu, păi este o zonă care poate să o înțeleagă oricine. Uitați-vă, vectorul 258, în general, este vectorul ăsta. Uite, îl arăt eu aici. Adică tabietul, legea morală internă și obiceiuri. Dacă luăm tot sistemul ăsta ca o structură matricială, avem trei rânduri, trinitatea și trei coloane.
Adică matematică de ordin 3. Ce știm noi? Noi știm că energia în 2 vine totdeauna de unde? De sus. Uite, adică așa. Așa. Să știi că nu se vede complet acest cadran cu cele 9 căsuțe. Se vede doar partea de tabieturi, de la tabieturi în jos. Se vede un picuț rupt. Cred că e zoom dat pe ea. Așa. Unde se face zoom-ul? Să mă gândesc asta. Da. Oricum se vede partea de tabieturi și despre care spuneai tu, 2, 5, 8, e cel din mijloc, tabieturi, legea morală internă și obiceiurile. Etică, voința colectivă, maniere, nu se vede? Aia, ba da, se vede, nu se vede latura de sus. Voința proprie, voința colectivă, adică 147-le nu se vede. Aha. Se vede foarte puțin din el, de fapt. Bun. Deci energia vine de sus, să spunem așa, uite așa, de sus, din... așa, de sus, în jos, de la stânga la dreapta. Sistemul ăsta lui 2, adică ceea ce înseamnă propriile noastre bioenergie, ceea ce ne face pe noi să fim energetica noastră, pe care este foarte bine cunoscut în tradiția chineză, știm cum ea circulă, pe ce meridiane, în ce perioadă de timp, care meridiane domină, în ce perioadă de timp, ce meridian de ce sistem de organe este legat. Uite, primește energie. Și aici, în interiorul omului, interiorul lui, la nivel emoțional, se creează tot felul de tabieturi, care acum sunt foarte date peste cap. Înainte, oamenii aveau anumite tabieturi, oricare ar fi ele. Tabietul în sine îți asigură, psihologic vorbind, o stare de siguranță că lucrurile emoțional cumva merg bine. De ce? Pentru că totul este ca înainte. Și dacă ieri a fost bine și astăzi lucrurile merg la fel, tot așa mă trezesc, tot beau cafeaua, tot fac tabieturile, înseamnă că în lume nu s-au schimbat lucrurile prea major și atunci înseamnă că ce? Viața merge înainte. Brusc mă trezesc dimineața, trebuie să port o mască, trebuie să fac o mulțime de lucruri, trebuie să nu mai mă cuprind, trebuie să dau mâna, nu mai dau mâna, dau cu pumnul, dau cu piciorul, nu știu, ca să ne salutăm. Uite, tabieturile astea dându-se peste cap se afectează în totalitate structura asta emoțională. O să vedem de ce este mai depinde. Energia asta perturbată ajunge în căsuța următoare, adică în structura emoțională, în structura următoare și aici imunitatea omului este afectată. Asta îi dă peste cap, în același timp legea morală internă. Vedeți cât de important sistemul nostru imunitar este dependent de legea morală internă, adică de ce morală internă avem noi acolo așezată. Bun. Energia circulând mai departe spre stânga, la stânga spre dreapta, afectează ce? Obiceiuri, tradiții, neamul cu totul. Uite, deja nu mai facem nuntă. La nuntă trebuie să fie numai nu știu cât. La biserică trebuie să stăm depărtați unii de alții. La el altă trebuie să facem. Să modifică obiceiurile. Asta înseamnă tradiția. Modificându-se tradiția, oricare ar fi statul respectiv, de exemplu român, dacă n-are tradiția română, așa, ci oricare altă tradiție, oricărui altui neam, ăsta nu mai este popor român, prin urmare, încet, încet va dispare și se va transforma în ce? Va fi asimilat treptat de oricare altă tradiție, că e europeană, că e americană, că e capitalistă, nu contează, va fi asimilat de o tradiție mai mare. Uite, în felul ăsta deja am văzut cum despre vectorul ăsta 2, 5, 8 vom vorbi la congres. Mergem mai departe. Dacă ne uităm mai departe, o să vedem așa. O să vedem. Viața ca fugă, 2 o le reprezintă, adică totul ne se pare rău și incorrect. Viața orientată către un oricare scop, indiferent care e scopul, așa. E bine că scopul să fie cunoscut de către oamenii unei tradiții sau unui stat și fiecare om să își conștientizeze când face ceva bine pentru orientarea către scop sau cine merge cu noi în direcția asta și cine este ne atrage sau ce politici și oameni ne atrage înspre un alt scop care nu este al neamului. Iar la mijloc avem așa. Adică noi vedem aici numai ce este bine și rău și la mijloc avem ceea ce se numește viața ca joc. Uite, viața ca joc, în momentul ăsta, mulți oameni chiar văd
și deja conștientizează viața ca un joc, ca un joc de scenarii, ca un joc de personaje, ca un joc de roluri, viața ca un teatru. Și toți își dau seama că au nimerit într-o piesă. Poate că e proastă, poate că nu e proastă, dar e foarte bine regizată și probabil piesa asta odată cândva trebuie să aibă și un final. Care este finalul? Unii pot să-l conștientizeze, alții nu conștientizează lucrul ăsta, nici măcar nu pot conștientiza cam unde să va ajunge unde să va ajunge. Așa. Mai departe. Din perspectiva vectorului 2-5-8 avem 2. Structura noastră emoțională funcționează și tinde către ceea ce se numește romantismul maxim, iar 8-ul, ceea ce se numește realism maxim. Și uite, am despărțit. Statele care vor fi realiste maxime vor domina pe cele care trăiesc într-un romantism așa, nuanțat, pe baza unui, ce știu, oricare teme. Iar la mijloc, toate acestea, lupta dintre realismul maxim și romantismul maxim, trece prin ce se numește eu, prin fiecare dintre noi. Schilodindu-l de multe ori. Sau omul, un oricare eu, consideră că realismul ăsta este, adică ceea ce îi se prezintă lui sau ceea ce el înțelege, consideră că asta este realul și se duce încolo. Iar altul consideră că lucrurile care poate sunt realistice, el le consideră cumva ca fiind romantism, așa. Și se duce în direcția respectivă. Astăzi, oamenii, adică eu-ul, nici măcar nu poate face diferență foarte clar ce este real și ce este ce romantism sau imaginar. Și eu-ul ăsta se rupe în două. Apoi, uite, de aici, ca să salvezi, ca să ieși din cercul ăsta, ca și cum, ce trebuie să faci? Adică nu ce trebuie să faci, ci către ce îl împinge viața pe om. Să sară de aici, direct într-un impuls. Primești un impuls oricare, dezamăgire, sare în șase, iar șase este forța atât a creației, cât și a autodistrugerii. De aici, foarte puțini oameni reușesc, în loc să sară de la etaj, reușesc să se urce în sus, să se înalțe și ajung la ceea ce se numește judecata sănătoasă. Acum, civilizația umană, oricare eu îi pres într-un romantism maxim și un realism maxim. Trăiesc viața sub imperiul impulsurilor care vin aia. Astăzi una spun, mâine am alt timp, spun altceva, acum spun că e bine să faceți un lucru, peste o lună spun că nu e bine să faceți lucrurile, e bine să faceți cu totul altceva, pentru că de la o etapă la alta, influențat de factorii exteriori, impulsurile mele se modifică, adică eu mă adaptez la un anumit tip de impuls și sunt foarte sensibil încă la altele. Și foarte puțini oameni reușesc să urce în sus, să nimerească într-o sferă care se numește ceea ce se numește judecata sănătoasă. Ei, uite, din punctul ăsta de vedere, unii oameni trăiesc viața ceea ce se numește spontan, iar alții trăiesc viața în baza unor calcule și evident că calculele de acasă niciodată nu se potrivesc cu ele de la piață, din târg și omul de fiecare dată va avea de suferit. Astfel, romantici ajung să fie fanatiști, fanatici, ceilalți ajung să fie legați de ceea ce numește credință, ei cred în toate și cred că ceea ce încred ei este adevărul absolut. Iar ceilalți sunt niște fanatici, ăștia alți fanatici, îi văd pe cei care sunt cu credință la fel. De ce? Pentru că ăsta când se uită încolo, el privește toată lumea din perspectiva lui și tot prin jur care nu-i cu el, îl vede fanat. Iar fanatul privește lumea din perspectiva elaltă și pe ceilalți îi vede fanat. La mijloc stă iarăși eu-ul. Așa. Și ce face? Ce se întâmplă cu sufletelul nostru? Unii reușesc să ducă de la judecata sănătoasă în ceea ce înseamnă înțelegerea proceselor globale, ce se întâmplă, de ce se întâmplă, cu ce scop, către ce, cine dorește lucrurile astea, ce au de câștigat, modul de împlinire, modul de realizare a scopurilor, obiectivelor, propagandei, orice ar mai fi pe acolo, iar alții cad în ceea ce se numește cunoștință. Cunoștința asta nu e ce e cunoaștere. Adică ce am auzit, aia m-a influențat. Pe aia am luat-o de bune. De cine suntem astăzi cel mai mult informat noi? Internet și televiziune. Telefonul este tot un televizor. Calculatorul e tot un televizor, adică imagini vizuale și auditive. Nimeni nu stă să le judece prea mult, nimeni nu stă să le discoase. Pentru că au cunoștință, dar cunoașterea e altceva decât cunoștințele. Și animalul are niște cunoștințe. Și el identifică niște lucruri. Și el știe de ce trebuie să te păzești.
De cine trebuie să fugi? În ce moment? Așa viața se împarte în două. Unii trăiesc în baza unor ispite și alții trăiesc în baza unor a ceea ce se numește binecuvântări. Care vor domina, aia va fi viitorul. Problema astăzi nu este că scopul nu se va împlini. Problema nu este asta. Problema este cine împlinește acel scop și cât de stabil psihologic sau mental sunt acei oameni. Ca să nu spun și cât de sănătoși mental sunt. Dar dacă ei vor domina, lumea se va duce în direcția respectivă. Dacă va apare o artă dominantă, atunci lumea se va duce mai mult către ceea ce se numește binecuvântare. Dacă nu, atunci vă trăi în baza anumitor ispite, fără a apuca să judecăm prea mult. Asta face ca pe oameni, la nivel sufletesc, să apară separarea foarte mare între ei, iar aici apare ce? La nivelul 8 apare emoționalitatea diferențiată. La mijloc stăm tot noi, așa. Unii se duc către ceea ce numește empatie, dar fiecare devine empatic față de anumite informații, grup uman sau un om, față de care el consideră că cunoștințele lui sunt la fel cu ale celuilalt și atunci noi suntem empatici. Cam ce știu eu, ce mă pricep eu, așa, ăsta e de acord cu mine, adică nu mă contrazice, deci cu el sunt empatic. Iar alții se duc către ceea ce numește creație. Și încep a crea ce? Începe a crea, privind în viitor, deja începe să-ți dai seama cum va fi lumea și începe a se crea pe ei înșiși. Aș crea noile locuri de muncă pe care nu o să le dă nimeni. Tu va trebui să-ți creezi propriul tău loc de muncă. Va trebui să-ți creezi o altă realitate în care să trăiești. Va trebui să-ți creezi un alt mod de relaționare cu copiii, cu soția, cu lumea înconjurătoare în general. Dacă vrei să trăiești, dacă nu, atunci oglindirea lumii în mine sau oglindirea mea în lume. Și s-a împărțit lumea. Și putem pe ei să pune chiar între ei să se lupte. Aia ăștia consideră că ce? Lumea este așa cum se oglindește ea în mine, alții spun invers. Lumea este așa cum mă oglindesc eu în ea. Deci, ca sistem, spunem în felul următor. Apare ce? Unii se duc către ceea ce se numește dialectică, adică bine-rău, Trump e bun, alaltă e rău, sau Putin e bun, celălalt nu știu care e rău. Gândirea este dialectică, pur și simplu, bazată pe emoții, yin-yang și gata. El se duc către ceea ce se numește logică, dar logica, foarte puțini oameni, folosind termenul logică, dar foarte puțini oameni au studiat logica ca să înțeleagă ce e asta, este știință. Nu oricine fată nouă mintea este deja și logic. Mi se pare de multe ori că este logic doar. Așa, la mijloc suntem noi, lumea se împarte în ceea ce se numește subiectivă și în ceea ce se numește obiectivă. Și uite, subiectivii cu obiectivii putem să-i punem să bată între ei. Prin motive că ce? Subiectivii vor spune că ei sunt obiectivi și că obiectivii sunt subiectivi. Obiectivii vor spune că ei sunt obiectivi și subiectivii sunt subiectivi. Și nu contează, contează doar numărul lor și stabilitatea psihică a lor. Astăzi nici nu e așa de important cine este conducătorul. Contează doar un singur lucru. Conducătorul ăla cât de stabil mental este. Punct. Adică cât de stabil este acel conducător. Bun. Apropo de asta, era un banc la un moment dat între psihologi. De ce un nebun într-un spital? Știu că, da, să mai detenționăm un picuț lucrurile serioase. Un nebun într-un spital întreabă un doctor: domnule doctor, dar noi de ce suntem nebuni și dumneavoastră sunteți normal? Și doctorul îi răspunde: păi, noi suntem mulți, voi sunteți puțini. Dar e o glumă, dar e un mare adevăr aici, pentru că când se inversează și ceilalți devin mulți și aia normal devin puțini, uite, așa nebunia devine normalitate. Evident. Așa și se întâmplă de cele mai multe ori. De ce? Totdeauna la supra, adică realitatea se va gravita în jurul ghicea cui? A unii dominante. Ne place lucrul respectiv sau nu ne place, dar doar în jurul unui dominant. Așa. Ia să ne uităm. Să vă dau numai o imagine și după aia trecem poate la altul, că nu mă liniștesc eu așa până când, știi, nu? Dau o Te imagine că las, se te vede. las. Așa. Bun. Uitați.
Vorbim de vectorul ăsta, 2, 5, 8, adică despre asta. Aici energiile circulă totdeauna într-un anumit fel. Avem de-a face cu ceea ce se numește în perioada asta de timp. Apoi, este un timp oricare vom ajunge aici. După un timp oricare, iară vom lua faza asta, iară peste un timp vom ajunge și iară peste un timp. Nu aceleași probleme vor fi, altele, dar omul se mișcă viața umană și a societăților mari umane este în ritm de 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, așa ca la vals. Adică 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7. 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7. Tot așa în ritm de vals, de la o etapă la alta, de la un ciclu la alta, trecem de fiecare dată prin scările astea, prin nivelele astea, de la un etajul de jos, adică trăim o viață Să aproape. știi că tot nu se vede 147, Anatol, nu știu de ce, cum ai dat, dar nu se vede. Ușă, dar cum să dau zoom-ul? Să dă cumva zoom mai mic? Nu știu, din PowerPoint probabil este setat ceva. Sau dă escape și lasă-l să fie pe, adică fără să se vadă în prim plan. Dă-i un escape ca să ieși din slide. Bun, nici asta nu vrea să fac. Trebuie să dau stop de prima dată. Așa, acum se vede? Nu, acum e oprită share-uirea. Ne scrie lumea, cei care ne urmăresc, că nu se vede tot. Chiar dacă vorbim doar de 2-5-8, dar sunt curios să vadă ce apare și în latura de sus. Bun, atunci facem așa. Mai încercăm să mai dăm o dată. Acum a apărut? Da. Uite, lasă-l eventual așa și doar dă-i, ține control și dă-i scroll în sus să mărești. Ceva de genul. Uite așa. Așa poate e că bun, nu da. Se vede. Dar eu, adică se poate citi. Decât să nu se vadă partea de sus. Bun. Adică, ce avem noi? Avem de-a face cu vectorul 258. Adică, emoții, sentimente, trăirile, bioenergiile, acele energii specifice și omului și animalului, acel magnetism interior care cu cât mai multă energie este mai sănătoasă, cu atât omul are așa mai mult un fel de vin încoace. Ne atrage către el pentru că e o baterie plină. Nimănui nu-i plac bateriile goale. Ne plac numai oamenii care sunt plini de viață. Oamenii care sunt lipsiți de viață, ca și cum lipsiți de potențial emoțional, pe lângă ei viața este tristă pentru că nu sunt emoții. Iar emoțiile hrănesc ce? Sufletul, imaginea de sine și imunitatea, intuiția, inclusiv cunoașterea intuitivă și ce? Sacrificiul, iubirea, jertfa, înrobirea, proiectele sociale și asta de vectorul ăsta noi vorbim la seminar. Extrem de important. De ce? Pentru că vectorul ăsta răspunde de ceea ce se numește a vectorul bunăstare socială, adică și familială. Nu e atât de important vectorul în perioada asta timp, vectorul subconștient a avea, ci a face. A face. Cel mai important aspect anume ăsta este în perioada acum și imediat următoare. Cel mai bine vor trăi oamenii, și asta o pot spune cu toată responsabilitatea, care vor înțelege imediat ce au de a face. Ce au de face? De a face. Pentru că energiile se mișcă de la stânga la dreapta, de sus în jos. Și ce avem noi de făcut în perioada asta de timp? Pentru că dacă nu știm ce avem de a face, atunci omul cade unde vrea să aibă. Cade în jos și începe să, adică în structurile subconștiente. Și acolo trăiește ca animalul și între urs care vrea să aibă liniște, pace, mâncare, hrană, protecție, brlog, adică la noi se numește casă, apartament, la urs se numește brlog, femelă, copii protejați, hrană și om în direcția asta. Nu e nicio diferență. Din potrivă, aspectele astea animalele le realizează mult mai ușor, mai simplu decât omul. Ursului trebuie un brlog și numai într-o perioadă de timp. Omului trebuie 4 case. Ursul știe să-și educe copiii, adică în tradiția lui de urs, mai bine decât știe românul să-și educe copiii în tradiția lui de român. Și vulpea știe mai bine să-și educe puii în tradiția ei de vulpe.
dacă omul nu știe ce are de a face, dar el nu știe ce are de a face, nu are de unde să știe, pentru că asta este un vector conștient și vectorul ăsta se realizează numai în urma unor munci de, cu, spunem așa, de prelucrare interioară, adică de dezvoltare interioară. Atunci omul cade în zona asta. A avea înseamnă cade în sfera instinctivă. Cade în sfera instinctivă înseamnă că începe a trăi ca animalul. Numai ca animalul, știți, lucru interesant, animalele se descurcă cu propriile sale emoții, chiar și în fața morții, emoții, chiar și în fața morții. Omul nu se descurcă cu propriile sale instincte, cu propriile sale frici. Și sare de la etaj. Bun, cam asta am vrut, dar tema o să fie mult mai interesantă la dezvoltată Pentru că, da, la congres. la congres. Pentru că ai punctat foarte bine partea aceasta de frici, doiul. Aș vrea să o întreb pe Adriana cum anume, pentru că ea vorbea despre copii și despre acele frici și angoase prin care copiii trec în această perioadă. Cum putem să tratăm frica sau ce putem să facem? O să spun ceva ce nu o să placă foarte mult. Majoritatea oamenilor vor să scape de frică și întreabă ce să facă să scape de ea. Răspunsul este că nu pot scăpa de ea. În parte nici nu-și doresc să scape de frică, pentru că frica este cea care ne ține în alertă și putem supraviețui datorită ei. Însă putem să o diminuăm cu anumite tehnici pe care le putem aplica și anume, cele mai simple este să ne găsim oamenii de încredere, surse de informare de încredere, să testăm că am mai trecut și prin anumite situații în care ne-a fost teamă și uite, n-am murit, n-am pățit nimic. Dar oamenii vor o pilulă așa magică care să-i ajute să scape cu totul de frică, ca să scape de, să zic, lucrul cu ei înșiși, de a își cunoaște foarte bine emoțiile și de a învăța cumva cum să le stăpânească și cum să transmită copiilor mai departe un echilibru. Toată lumea vorbește acum de inteligența emoțională, cu toții își doresc să învețe pe copii să devină inteligenți emoționali, fără să știe că inteligența emoțională ține de cortexul prefrontal care se dezvoltă foarte târziu, este ultimul care se dezvoltă în viață, deci nu putem să le cerem copiilor să fie echilibrați emoțional și inteligenți emoțional în lipsa propriei noastre inteligențe emoționale, iar aceasta se capătă cu eforturi mici de zi cu zi, de care oamenii se tem și cu greu le acceptă. Și mai mult ca atât, inteligența emoțională nu se dezvoltă la școală predându-se, adică Da. predare similară nicăieri, sau alte tipuri de antrenamente undeva. Putem să compunem jocuri de roluri în care să trecem de la emoție la alta, să manifestăm. Ea se învață prin viață, ciocnindu-ne unul de altul, lovindu-ne, împăcându-ne, certându-ne, mințându-ne, făcând o serie întreagă de lucruri. Așa ajungem să ne dăm seama, după ce ai fost mințit de 100 de ori, îți dai seama cum arată omul, cum îi stau ochii în cap când te minte. Pentru că mi-ai fost mințit deja de 100 de ori și ai prins. Bine, Ceea ce poate. acum e cu atât mai greu în fața calculatoarelor, în sistemul online și ce Sau se... cu măștile. sau cu măștile, Care? exact. În fața calculatorului, realitatea e impersonală. Adică, știi, voi nu aveți nicio garanție că acum am pantaloni pe mine, nu? Dar, apropo, asta e foarte important, am pantaloni pe mine sau nu, pentru că îți creează starea, atitudinea, responsabilitatea, față de profesor, chiar inclusiv. Știți, la facultate, în școală, nu poți veni oricum, dar în fața calculatorului poți să stai în chiloți. Uite așa, ți-ai pus ceva deasupra și... Dar nu e același lucru. Pentru că îți dă liber în interiorul tău, îți deschide o anumită... Adică dispare o anumită frână. Iar frână, în lipsa acelei frâne, ți-o să-ți pară normală, mâine pe mâine. Mâine o să te manifesti altfel, pentru că nu există influență la intrare care să nu producă rezultate la ieșire. În general, din punct de vedere numerologic, noi suntem ce? O structură, un sistem care, în momentul de față, uite, în momentul de față, noi primim la intrare tot felul de informații. Nici nu contează care sunt false și care sunt adevărate. Noi primim, suntem bombardați de o sumedenie de informații. Bun. Unii sunt mai mulți înclinați să creadă aia, partea asta de informații, de exemplu, alții mai mult, hai să luăm, unii sunt înclinați să-l creadă pe Biden mai mult, alții sunt înclinați să creadă pe Trump mai mult. Oricum și unii și alții sunt înclinați să creadă. De știut, nimeni nu știu lucrurile până la capăt, cum funcționează ele, de ce așa. Bun, acum,
La intrare avem un anumit tip de informație, adică lumea, mediul înconjurător, societatea, prietenii, televiziunea, oricine, statul, ne influențează la intrare. Este un timp oarecare, noi, la ieșire, o să influențăm ce? Lumea înconjurătoare. Am băgat minciuni, vom scoate un anumit tip de influență asupra mediului înconjurător și ne se va pare la foarte mulți dintre noi că facem ceea ce trebuie și că asta e bine. Apropo, Adriana, oamenii vor o pastilă ca să le dai pastila și să nu mai aibă frică. În curând acea pastilă o să apară, o să numească chip. O ai și ești... În sfârșit, nu mai tem, pentru că știu care e bolnav, care nu e bolnav, mă anunță pe telefon că, uite, mai ai 10 metri și te apropii de unul care este afectat. Telefonul sau chipul sau nu știu, o să te anunță acolo cumva. Inteligența artificială se dezvoltă de la o lună la alta cu viteză imposibil de mare și o să ajungem la situația când o mașină care se conduce singură o să omoare un om. Cine o să poartă responsabilitatea pentru asta? Un alt om? Nu. Inteligența artificială. Să știți că inteligența artificială în fața judecătorului totdeauna va avea dreptate. Pentru că chiar judecătorul la un moment dat o să spună, știi, hai că n-ai fi tu mai deștept decât inteligența artificială, da? O zis inteligența artificială că ești vinovat, asta ești vinovat, ai murit ca prost, nu ca așa te-a hotărât mașina, că e mai important să te calci pe tine decât să îl calci pe câine. Și inteligența artificială o hotărât în fracțiuni de secundă, luând în considerație o sumedine de algoritmi. Că e mai bine să te calci pe tine. Vrei să afli de ce o gândit așa? Judecătorul sau o să-ți dă așa un teanc de 70 de mii de pagini, cu tot felul de algoritmi matematici sau să spunem așa, de calculator și stai tu și te clarifică în ele. Caută tu în ele vreun adevăr. Te pricepi la scripturile alea? Nu. Sau Ei, ceva atunci, legat de valoarea ta socială, nu? da, Posibil. valoarea ta socială care în China Exact. deja se experimentează foarte așa. Eu m-am ocupat o perioadă de timp, am și publicat și pe Facebook. L-am dat oamenilor de înțeles ce urmează. De ce se numește valoarea socială? Așa. Din tâi la scară mică, apoi se aplică la scară mai mare, apoi la scară mai mare și tot așa în parte. Și gata. Și o să fim ca mașinile. Adică sau ca oamenii, știi? Ca buletinul. Roșu, galben și albastru. Aia albastru sunt privilegiați, aia galben, așa, așa. Și roșii n-au valoare socială, pot fi traficați pentru organe. Nu e un Adică scenariu prea frumos, sună da? dur, dar credeți-mă că Partea frumoasă este că vom avea în continuare certitudini că suntem liberi să facem alegeri și să luăm decizii. Sunt convinsă că oamenii vor continua să spună că avem liberul arbitru, că e plin internetul de astfel de afirmații și că suntem liberi. ei, uite, lumea nu înțelege de ce o anumite afirmații sunt întreținute cu bani mulți de la un secol la altul. Dar altele idei, astăzi au apărut, mâine, poi mâine au închis-o. Nu mai vorbește nimeni despre ea. Uite, a apărut un om de știință și a spus ceva despre efir sau eter. Gata, l-am închis. A apărut unul Tesla, a spus ceva, l-am închis și pe ăsta. A apărut un om care a spus, uite, se vindecă cancerul, uite, așa, așa, pa, pa, o și murit dacă se agită prea mult. Dar unele idei se păstrează, se emit, se reemit, se reinterpretează, se amplifică de la 100 la, adică de la un secol la altul. De ce se întâmplă asta? Asta vrea omul să gândească de ce. Logic. Știți câte probleme ar dispare din viața noastră și de stat inclusiv, nu numai viața personală, privată a fiecăruia, ci și a familiei și a statului, dacă omul ar sta pur și simplu puțin să gândească logic cu creionul în mână. Uite, să faci niște calcule simple de clasa a șasea, a patra. Stai numai, ascult și să se spune și faci un calcul simplu, matematic. Și îți dai seama că, bă, ceva nu e în regulă. Ori eu nu mai știu să fac calcule, ori s-a schimbat tablița mulțirii de când am învățat eu la școală și până acum, că și asta e posibil, se întâmplă mâine pe mâine. Ori ei n-au dreptate, domnule, că pur și simplu matematic chestia asta nu e posibilă.
Nu stăm să gândim. Pentru că ce? Da. Pentru că suntem bombardați cu milioane de biți de informații, nu apucăm nici să-i înțelegem, nici să-i structurăm, nici să-i aranjăm. Totul e claie peste grămadă, aici în suflet se amestecă așa, știi, nici vin, nici vodcă, nici țui, când totul amestecat așa un cocktail, când nici nu ți-l vine să-l bei, da, asta totul se întâmplă, și când nici aici nu ne mai înțelegem, ce facem? Ne ducem și mai jos, adică în loc să creștem, noi ne ducem și mai jos și devenim ce? Animale sociale, care trăiesc în baza unor frici, fără să apuce să le gândească de ce mă tem, mă tem pentru ce mă tem, dar oare chiar mă tem? Sau nu m-am intrat în hora asta generală, emoțională, psihoza asta colectivă în care am intrat și joc rolul ăsta fiind influențați de prieteni, fiind influențați de mulți alții de prin jurul nostru, de cei care lucrează în televiziune, dar acolo lucrează deosebit, lucrează oameni care au o anumită structură emoțională. La ei totul devine foarte cum? De multe ori moderatorii se comportă de parcă ar fi terminat doctoratul sau sunt academicieni într-un domeniu, de exemplu. Și Să știți cu că cât a fost o vehemență fracțiune, apără. au fost câteva secunde care mi-a picat transmisiunea, deci când a venit vorba despre aceste lucruri așa mai mărețe, efectiv netul meu a făcut buf. Și au fost vreo 30 de secunde în care voi ați vorbit, dar live nu a fost, îmi cer iertare. Și atunci Nu. ei se comportă totodată de parcă știu exact ce apără, vehement apără o idee sau, spunem așa, promovează o altă, deși ei sunt doar niște ființe exaltate emoțional cumva și foarte, mulți dintre ei foarte sensibili, că au o sferă emoțională aparte, că altfel nu poți lucra în televiziune. Citesc de pe prompter sau ceva de fel și funcția lui nu e asta. Funcția oricărei mass media este să-mi spună punctual, astăzi, pe muntele cutare, sunt desprins o stâncă. Punct. Nu sunt fabricii emoția că asta este bine sau asta e rău și că Rusia e divină sau cineva. Asta lasă-mă pe mine să gândesc. Să hotărăsc eu asta e bine sau nu e bine. Tu dăm informația, seacă. Președintele cutare s-a întâlnit cu președintele cutare. Asta i-a spus bună ziua, asta i-a spus la revedere. Punct. Că e bine asta, că e rău, că nu știu ce înseamnă. Și trebuie să înțelegem în ce direcție trebuie să întoarcem capul și în ce detașamente deja trebuie să ne incorporăm sau încadrăm. Nu este treaba ziaristului, nu este treaba jurnalistului, nu este treaba nimănui. Dar în realitate asta se întâmplă. Dar știți care e impactul televiziunii și, în general, rolul ei în societate, în orice societate? Care este? Și apare întrebarea, dar televiziunile sunt noastre, românilor, dar dacă nu, atunci interesele cui apără? Ideologia cui o promovează? Dar știți că ideologia este una dintre armele de prioritate foarte înalt, anume, e așa se numește, arma conceptuală. Uite, am intrat într-un popor. I-am modificat concepția despre ceva. Și am modificat concepția despre orice lucru, de exemplu. Uite, comunismul este rău. Foarte bine. De ce e rău? Nu știu, că așa a spus cineva mai de sus. Dar capitalismul e bun. Ei, uite, o să vedeți că o să avem și în capitalism ceea ce am avut în comunism. Adică o să stăm la coadă pentru o bucată de pâine. Dar e democrație. Dar e capitalism, de fapt. Dar mâine pe mâine bogatul o să ceară adăpost săracului și o bucată de mămăligă. Vedeți cum se întâmplă lucrurile. În orice ying există un yang și în orice yang există un ying. Oamenii asta nu înțeleg. În general, nici nu înțeleg. Adică, nu, eu nu înțeleg cum nu înțeleg ei. Dar să apucă să facă politică, programe de stat, să facă ideologii, să facă, ar fi bine. Spuneți-mi voi, care este ideologia noastră ca țară? Scopul nostru suprem, către ce mergem noi? Sau cum merge lumea, așa o merge și noi. Cum o da Dumnezeu? Cum o da Dumnezeu? Nu? Așa o fi, așa o fi. Unde dispare, unde dispare, înseamnă că așa o vrut Dumnezeu. Unele popoare au o concepție despre ei înșiși, au o viziune unde trebuie să ajungă, indiferent prin ce, dar ei acolo trebuie să ajungă. Care este concepția poporului român, statului român? Către ce ne ducem, de ce, ca să ce, pentru interesele cui. Când vom ajunge acolo, ce se va întâmpla cu noi?
câți dintre noi vom mai rămâne când vom ajunge acolo? Nimic. Nimic. Nicăieri. Noi, Da. ca țară, nu avem o astfel de ideologie, sau cel puțin se vede treaba că noi nu o cunoaștem atât de bine, însă Uniunea Europeană are o ideologie și noi o preluăm cu foarte mare entuziasm. Chiar dacă asta presupune să preluăm valori care sunt contrare valorilor noastre. Păi, uite, așa vine europeanul să învețe cum trebuie să descântăm, să-i facem prohod, să-i facem nuntă, să-l mângâiem, ca să tăiem porcul. Noi facem asta de mii de ani. Și ne-am înmulțit ca popor. Acum ei vin să ne învețe cum trebuie să mâncăm noi coada și urechile și porcului sau ceva de felul ăsta. Și încet, Iar încet o să dispare. eu mă gândeam la ceva mai sensibil și mai apropiat sufletului meu, mă gândeam la valorile familiale. Da. Dar merge și așa. Iar, Mă păi, de la gândeam un cât lucru de mult simplu. atacat este cuplul și familia în zilele noastre. Nu că în trecut nu ar fi fost, dar acum chiar se vede un atac pe față, Direcționat, transparent, exact. direcționat pe Și față. se vede că anumite țări chiar au curajul să se opună. Am văzut Polonia, am văzut Ungaria, care au avut curajul să se opună anumitor lucruri, cu riscul de a-și pierde într-adevăr fondurile europene. Nu vreau să intru în politică, dar trebuie să vedem, exact cum ai spus și tu, Anatol, că există niște interese și care nu sunt ale noastre. Adică suntem amenințați că ni se taie fondurile dacă nu preluăm anumite politici care sunt contrare valorilor noastre tradiționale Da. și care ne-au menținut ca popor până acum, că de fapt nu este vorba că e ceva nou, este rău, ci trebuie să ne gândim că atâta vreme cât noi am supraviețuit până acum ca popor cu anumite valori și mai existăm încă, înseamnă că ele au funcționat. Altfel, lumea nu le transmite asta. Nu înseamnă că Exact. noi trebuie să ne temem de ceea ce este nou. Numai că trebuie tot timpul să analizăm atent că orice lucru nou are și un yin și un yang în el. Uite, asta apare, de exemplu, un lucru nou. Nu vorbim de tehnologie. Uite, apare un nou tip de trandafir. Spinii lui sunt mai altfel, petalele sunt mai nu știu cum. Este acolo și un bine, este acolo și un rău. Depinde ce vrem noi să accentuăm și către ce vrem noi să ducem lucrul ăsta. Dacă nu știm lucrurile astea, atunci apare chestia asta, că nu vrem să ne băgăm în politică. Dragii români, toți sunteți în politică. Vreți asta sau nu vreți? Sunteți în politică toți, încorporați, încadrați acolo. Numai că există o diferență. Una este să fii obiectul politicii sau subiectul politicii. Eu zic că mai bine să fiți subiect al politicii. Altfel nu vă rămâne decât să deveniți obiect al politicii. Cineva o să hotărască pentru voi ca obiecte și voi nu o să vă puteți eschiva sau mod. Pentru că nu întreabă nimeni ce fac. Eu nu întreb pe mouse-ul ăsta, vreau să-l mut sau să-l mut, pentru că e obiect. Dacă el ar fi subiect, atunci el s-ar opune, ar zice ceva, m-ar trage la răspundere, mi-ar spune ceva. Și atunci cu el aș negocia cel puțin. Hai, nu te miști chiar acolo cât am vrut eu, dar nici aici nu te pot lăsa, hai, jumătate de cale. Și peste 50 de ani te mai mut odată, dar atunci o să negociem noile condiții în care o să ne mărească lumea și tu o să mai crești, o să te mai dezvolți și poate că o să vezi lumea altfel. Subiect sau obiect? Noi ca țară suntem obiect al politicii globale. Obiect ca țară. Dar am putea Și deveni întrebarea vine subiect. cum devenim subiecți? Cum devenim subiecți? Păi, e la fel, gândiți-vă așa, cum ar deveni mouse-ul ăsta din obiect subiect? Trebuie să-i apară ce noțiunea de eu. Eu ce fac? Nu contează ce fac alții sau vor să fac cu mine ca obiect. Eu ce fac? Eu ce spun? Eu cum mă opun? Eu cum zic da sau eu cum zic nu? Eu cu cine mă asociez? Eu de ce nu-i trag la răspundere? Știți de ce politicienii noștri pot face orice? Pentru că nimeni, nici într-un fel, nu-i trage la răspundere. Și tocmai când ajung acolo își pierd capul, pentru că au impresia că poți face orice pentru că obiectele nu vociferează. De ce nu vociferează? Pentru că n-au noțiunea de eu propriu. Eu. Avem noi. Noi, românii, noi suntem băieți buni în general, dar rușul a fost rău. Și apoi austriacul a fost rău. Și apoi austriacul cu ungurul a fost rău. Și apoi numai ungurul. Dar noi suntem buni.
Ei, uite, chiar acolo văd că la nivel de Polonia sau de ei, din când în când, devin subiectul politicii, măcar regionale, dacă nu globale. Dar totuși devin subiecți. România e obiect. Dă-te mai încolo, poftim. Mai încolo, da. Pierde suveranitatea, poftim. Vindeți femeile în străinătate, poftim. Fă trafic de carne vie, poftim. Cu știință. Eu cred că cu știință. Păi atunci întrebarea mai apare în felul următor. Cine are de câștigat? Că dacă noi suntem Totdeauna cineva obiectul. are de câștigat. Uite, avem două. Cu Dacă nu siguranță. câștigă asta, câștigă asta altă. Ce pierde asta din mână, câștigă el altă. Asta câteodată pierde intenționat. Adică, știi, există yin-yang, bine-rău, sus-jos, dualitatea asta. Dualitatea asta a penetrat întreaga realitate, până și asta e problema fundamentală a filosofiei. Ce domină sau ce predomină? Materia sau conștiința? Unii spun conștiința. Alții spun că materia este primară. Materia creează conștiință. Alții spun că nu, conștiința creează materia, adică spiritul, că informația creează materia. În același timp se bat deja de secole între ei și nu că nu se dorește răspunsul, pentru că totdeauna există un răspuns. Este yin și yang și este calea aia așa șerpuită, care se numește Dao, care le împacă pe primele două. Adică este unul, este doi și este trei. Unul și doi sunt antagonici între ele, teză și antiteză. Dar treiul totdeauna este sinteza și le împacă pe primele două. Dar chiar și acolo, la nivel de teză și antiteză, antiteza nu o distruge fizic pe teză, adică nu o omoară, nu o îngroapă, nu o face să dispară. Ea rămâne. Doar că apare la un moment dat o antiteză, o critică. Sinteza 3, că de-aia trăim în lumea trinitară. Sinteza vine, triunghiul, prima formă geometrică. Până la 3 nu e nicio formă geometrică. Sunt linii, sunt vectori de acțiune, sunt punct, este punct 1, 2, vectori de acțiune, dar sau reacțiune. La fiecare acțiune există o forță contrare și opusă și de aceeași intensitate. Asta e 2. Dar 3 vine și le împacă, Trinitatea. Și atunci, totdeauna cineva are de câștigat, știi? Uite, știi că spune, când 1, 2 se bat, al treilea câștigă, este? Problema este cine e cel al treilea. Când doi se bat, poate al treilea poate să fie cine? Dracu, să spunem așa cum se spune, popular vorbind, ca să perceapă toată lumea. Sau poate câștiga cerurile. Cineva totdeauna câștigă. În ceruri nu există afaceri cu pierdere. Totdeauna cineva câștigă. Pentru mai mult sau mai puțin timp. Și diavolul poate câștiga, dar niciodată nu o să câștige în totalitate și pentru totdeauna. De ce? Pentru că nu este creator al unei realități. El însăși este creat. Și niciodată creația nu va putea, spunem așa, depăși creatorul. Niciodată. Nu există mecanisme pentru asta nicăieri, nici măcar în tehnică, nici nicăieri, în orice sistem. A, da, calculatorul ăsta poate că este mai deștept decât mine, dar nu e mai deștept decât cel care l-au creat. Și atunci, cine are de câștigat? Totdeauna cineva are de câștigat. Important este că acel cineva nu suntem noi. Sau acel cineva, câștigurile lui, nu sunt în numele nostru pentru noi și cu noi, ci pentru totul alt interes ale lor. Dacă noi astăzi trăim, numerologic vorbind, asta pur și simplu ne uităm în matriță, structura matricială, și credem că suntem într-o alianță, că avem prieteni, că suntem în eroare majoră, suntem într-un război global, fiecare luptă cu fiecare, la fiecare moment al existenței noastre, fiecare au interesele lor. Numai noi, probabil, credem că suntem într-o alianță, gata, să nu se întâmplă. Alianța e oricând o să ne arunce în gât, când o să se schimbe nivelul de ce? De interese. Asta s-a întâmplat nu o singură dată în istorie. Uite, unul și cu doi se băteau. Trei au venit să îi împace. Unul și cu doi l-au bătut pe trei, sinteza nu s-a realizat și unul cu doi o continuat să bată în continuare. Că așa le place lor să bată. Au ceva de acolo de câștigat. Prin urmare, trebuie să lucrăm la latura de sinteză, înțeleg de aici. Evident, adică trăim într-o lume trinitară și cel care împarte lumea numai în două, adică este bine rău, sus, jos, bărbați, femei, albi și ciuma roșie și ciuma care o mai fi, adică numai așa în două, în două, în două, ăla
nu fac nimic altceva decât popular vorbind, ca să înțelegem lumea, uite așa, cu termeni populari, nu fac decât fac munca diavolului, separând lumea în două. Omul lui Dumnezeu sau omul cerurilor caută unde este totdeauna al treilea element. Nu sunt pe lumea asta numai bărbați și femei. Deși așa pare. Pe lumea asta sunt copii care nu sunt nici bărbați și nici femei, dar putem să-i creștem pe fetiță ca pe băieței și pe băieței ca pe fetiță. Să distorsionăm funcțiile lor, inclusiv cele genetice și funcțiile lor sexuale, să le distorsionăm, pur și simplu, prin educație. Prin presiunile care le aplicăm asupra lor. Îi sculptăm. Ei sunt ca așa, ca plastilina. Îi sculptăm Plastelină. cum vrem noi acolo. Le facem fetiță să fie băieței, să se comporte în totalitate ca un băiețel. Fericite nu vor fi de asta că s-au bătut de la funcțiile sale naturale. Oricât am modela-o pe ea, nu o să-i putem schimba pe ea ca și creație. Ea o să rămână totuși un element de la bun început, având anumite funcții. Pe băieții să-i facem fetiță. Ei tot fericiți nu vor fi. Pentru că între ei tot timpul va fi ceva care va vrea să manifeste ca și hormon, ca structură hormonală. El va rămâne băiețel, va avea funcții, va are penis, are testicole, are funcții erotice, funcții sexuale diferite. Structura lui hormonală diferită, creierul diferit. E softul numai greșit, softul, adică educația. Și uite, între ceea ce lipsește în soft și ceea ce corpul îți propune sau îți cere sau te împinge, conflict. Băieții nefericiți, fetele nefericite partea cealaltă, avem un popor nefericit. La ăștia, dacă le arăți pastila roșie sau albastră, care vrei, ia-o repede și salvează-te. O să aleagă, pentru că ei deja nu mai știu să gândească de sine stătător. Nu știu să facă sinteză. Nu știu să iei și una și alta. Și să vezi că și ăștia au ceva dreptate și ăștia au ceva dreptate, dacă îi asculți. Facem o sinteză. Astăzi o duc rău și o să o duc rău, pentru că care este atitudinea noastră față de viață și de procesele înconjurătoare, foarte rapid. Așa și viața va avea aceleași atitudini față de noi și procesele vieții. Adică, ăsta este rău, atunci tu ești rău pentru ăștia. Trebuie să-i omorâm pe ăștia, atunci de partea elălaltă cineva o să spună că trebuie să-i omoare pe tine. Foarte rapid asta va fi. Și atunci va trăi bine numai omul care ce? Să ridică deasupra conflictului 1 și 2, teza și antiteza, să urcă deasupra prin judecată, prin înălțare, prin creștere, prin cogniție. Nu prin mâncare sau prin altceva, nici prin haine, nici prin mașini, nici prin casă, nici prin numărul bani. Te ridici cognitiv, adică te ridici în planul mental deasupra problemei și faci ce? Sinteză, adică devii trinitar. În felul respectiv, uite, este unul și este doi. Dar tu ești ceva mai mult decât ei amândoi. Trei. Tu îi înțelegi pe fiecare dintre ei și înțelegi ceva ce nici unul dintre ei nu înțeleg. Nu percep, nu văd. De aia și la box. Sunt arbitri. Știi de ce? Pentru că doi care se bat, ei n-au apucat să vadă o sumedenie de lucruri. Dar dintr-o parte, lucrurile se văd cu totul altfel. Și poți să știi cine a câștigat. La puncte. Dar au câștigat. Că dacă îi lăsăm pe ei, îi vor bate la nesfârșit pe motivul cine au câștigat. Mă Așa gândesc, vine un arbitru. mă Da. gândesc că pentru a face ceea ce spui tu, este mai întâi nevoie să ne dezvățăm de foarte multe obiceiuri proaste pe care le avem. Pentru Evident. că pentru a avea concret sentimentul de eu, trebuie în primul rând să ne asumăm responsabilitatea acestui eu. Și noi ne-am învățat foarte mult să dăm vina unii pe ceilalți. Fie pe politicieni, fie pe părinți, că suntem traumatizați, fie că copiii ne enervează, șeful ne stresează. Asta e Și atunci, mentalitatea de victimă foarte exact. accentuată, jertfă, victimă, mai ales în poporul român. Niciodată noi nu n-am făcut nimic. Noi cu nimic n-am făcut. Tot alții. Adică asta e mentalitatea de victimă. Când toți în jur îți vinoveți. Uite, să plâng de asta sau de altul. Dar cine l-a votat acolo? Au, nu că eu n-am fost la vot. Mai rău. Dacă n-ai fost la vot, nici n-ai dreptul moral să vorbești despre ăla, că e bun sau că e rău. Înseamnă că tu te-ai extras proceselor politice, ești obiect al politicii, prin urmare, de ce vii acum să te manifesti ca un subiect politic? Când tu n-ai dreptul moral, dacă n-ai fost la vot.
Dacă n-ai ieșit la o demonstrație, dacă n-ai scris o scrisoare, dacă n-ai scris un mail președintului Corefi, domnule, răspundeți-mi și mie la treaba asta. Voi sunteți obligați să-mi răspundeți. În 30 de zile, uite, mă interesează, că am auzit tot felul de chestii. Domnule, ce cu Kim Trials-ul ăsta? Chiar ne împroașcă cu ceva din avion? Dârilele pe cer? Sau eu prostie? Dați-mi guvernul o chestie care oficială. Că eu cu hârtia asta de la voi, până să mă pot duce să caut adevărul mai departe. Și dacă cumva descoper că adevărul e altul decât voi, guvernul mi l-ați dat, oficial, atunci lucrurile se complică. Poți să dai statul în judecată, cu te statul te-a mințit. Facem vreodată ceva? Nu facem nimic. Adică să nimic obiecte. Obiecte al politicii interne, inclusiv, ne doare fix în pix ce se întâmplă cu țara noastră. Adică, așa cum și pe asta, nu-l interesează ce o să întâmple mâine, poi mâine. Cum o fi, așa o fi, așa o vrea Dumnezeu, înseamnă. Dar trebuie să devenim obiect. Dacă să devenim obiect, trebuie să înțelegem ce importanța noastră în timpul în care trăim, rolul fiecăruia dintre noi în toate procesele astea, măsura în care ne putem implica. Eu mă implic cu atât, altul poate mai mult, altul poate mai puțin, dar știi cum picătură cu picătură se face un ocean. Dar dacă noi suntem, cum spunem așa, obiecte, atunci niciodată nimic nu se întâmplă. Și o să așteptăm iarăși vin un salvator. Apoi salvatorul, după ce ne va salva, cine crezi că te salvează gratuit? Cineva va veni, te va salva, dar îți va propune imediat un alt sistem de conducere. Deci încolo nu mai trăiesc ca voi, că ați văzut că nu știți nici măcar vă salvați. Deci încolo trăiesc ca noi, sub egida noastră, sub umbrela noastră, sub tutorile, adică noi suntem tutorile voastre, fratele mai mare, nu știu cum vreți voi acolo. Iar, păi da, ne-au ajutat, dar uite ce ne-au făcut, păi da, tot ce ai vrut. Dar tu cum ai crezut? Că vine cineva să te ajute și să-ți are și pământurile, și tot să-ți facă ții ceva și tu să nu faci nimic? Așa ceva nu se întâmplă. Și atunci, totuși, pentru că noi care cunoaștem un pic de numerologie, știm că 258 este un vector stabil, complet și bine dezvoltat în ceea ce privește data de naștere a României. Cum se explică aceste... Nici nu știu cum să le spun. Și eu spun, de acord, este unul stabil și foarte bine dezvoltat. Numai că în aspectele sale negative. E foarte stabil. Cu hoția o ducem de mult. O ducem stabil cu chestia asta. Și a dracu de deștept suntem în cele rele. Și le ducem în continuare. Numai că valoarea, adică potențialul, adică în sens negativ, același lucru, dacă am fi stimulați, că oamenii, știi, oamenii nu-și o treabă, n-au nicio vină oamenii. Nici acum, nici în trecut. Oamenii se manifestă în deplinătate sau într-o sincronicitate perfectă cu condițiile de viață în care pe acel popor îl bagi, îl pui. Uite, îl pus în condiția asta, poporul va funcționa într-un fel. Ai pus în alt fel, ai creat alt context politic, de exemplu. Poporul se va duce încolo. Ai creat un context, poporul va fura. Ai creat alt context. Poporul se va opri din furat. Ai creat un context. Fiecare român va vrea să se ce? Vrea să manifeste ca un creator de ceva. Pentru că asta este contextul și în contextul ăsta omul este stimulat. Cine în țara asta te stimulează să devii creativ, inovativ, să inventezi ceva? Tu te duci și termini o facultate la Harvard și ești chiar foarte bun, cel mai tare acolo. Aia te așteaptă înapoi în America. Vii în România și n-ai unde să muncești pentru că aici te dau toți afară, că le străci ce? Ceea ce este stabil, mincinos, hoție stabilă. Da, eu mă gândeam la sensul său pozitiv pentru că avem această capacitate să dobândim o bunăstare socială, să fim conștienți, evident, să facem foarte multe lucruri. Dar toate bunăstările respective se dobândesc printr-o oricare ce? Efort, sacrificiu, țineți minte, optul. Datorii, sarcini, obligații, sacrificiu, iubire. Și prin jertfă. Conexiune verticală. Înseamnă că fiecare român trebuie să știe unde trebuie să ajungem. De ce? Ca să știu cine e trădătorul, cine nu e trădătorul. Nu ca așa, că e liberal. Păi astăzi pe trădători doar e anumit altfel. Cândva știți ce se întâmplau cu ei? Acum are dreptul la opinie, are dreptul la exprimare. Astăzi ne guvernăm țara pe Facebook. Adică comentăm orice lucru pe Facebook. Lucruri pe care îl poate citi și dușmanul nostru, dacă spunem așa. Oricând, să-ți dai seama dispozițiile interioare
ale poporului, cine e apreciat la ei, cine nu e apreciat la ei. Ca să știu și eu din afară pe cine vin, cui dau 2 milioane ca să schimbi o lege în guvernul vostru cu totul. Să o anuleze. Și ăla o să schimbe, pentru că eu deja din tot ce am citit despre ceea ce se întâmplă în România, lideri, tot așa, păi eu deja știu tot, profilul psihologic a fiecăruia. Mai mult cât știu și profilul numerologic, mai important că ăla psihologic. Era mai mult o încurajare pentru cei care ne ascultă că avem această capacitate de a dobândi o bunăstare socială și familială și nu, poate se pune lumea la treabă. Nu Noi, știu, da, pentru asta trebuie să avem o concepție despre cine suntem, încotro ne ducem, pentru ce, pentru cât timp, cu ce sacrificii, cine este cu noi, cine este împotriva noastră, cine ne ajută, cine ne încurcă, cine ne duce pe linii sau cine ne duce în bălării. Concepția, înțelegi? Armă, o armă. Foarte importantă. Ea nu explodează pe stradă, nu dărâmă ziduri, nu dărâmă nimic. Bombele ei cad direct în conștiința noastră și schilodesc mințile, mentalitatea, sufletele noastre și comportamentele noastre subconștiente. Astăzi am ajuns așa încet, încet să facem lucruri cu atâta mândrie care din totdeauna, din punct de vedere etic și estetic, până acum 100 de ani, mai puțin, 70 de ani, păi erau rușinoase. Rușinoase, scârboase de-a dreptul. Noi astăzi le facem cu toată nonșalanță pe față. De ce? Pentru că uite rezultatele cui? Armei conceptuale. Atunci ce e de făcut? De unde să ne apucăm de treabă? Începem cu congresul în 24 până una alta, ce putem să facem? Da, uite, pentru mine, pentru toată echipa, pentru toți cursanții, pentru toți cei care sunt pasionați de numerologie, pentru noi asta este un început. Este un început măcar în a înțelege ce se întâmplă, de ce se întâmplă. Și a înțelege lucrurile astea tot din punct de vedere numerologic, numai că la alt nivel decât până acum. Pentru de ce? Chiar și eu și voi sunteți interesați și chiar despre asta vorbim la începutul emisiunii, ca după o anumită perioadă de timp, adică știi, cumulare cantitativă, explozie de calitate. Trecem la alt nivel de cunoaștere a numerologiei, la alt nivel de interpretare a proceselor, nu numai legate de interacțiune, să ne cunoaștem unii pe alții mai bine în vederea unei mai buni, spunem, interacțiuni și rezultat mai bun, ci să începem a cunoaște, de exemplu, statul ca persoană și alt stat ca persoană. Să cunoaștem globul sau sistemul global de astăzi, uite, ca o singură persoană. Uite că am descris civilizația noastră ca o singură persoană. Cum este persoana aia? Eu vă spun că destul, adică dacă pui toate caracteristicile ei care se manifestă evident într-un singur loc, într-un singur individ, omul ăla e bolnav psihic. Da, și aș putea spune că un început ar putea fi conștientizarea că nu suntem acolo unde ne dorim să fim. Pentru cei care sunt acolo unde își doresc să fie și sunt fericiți și împliniți, înseamnă că nu au nimic de făcut. Însă dacă oamenilor nu le place prezentul în care se află, este momentul să schimbe ceva. Evident. Și anume, în primul rând, să se cunoască mai bine, pentru că vorbim despre relații, pentru că deseori constatăm că intrăm în relații și avem foarte multe așteptări de la ceilalți, dar noi nu ne cunoaștem pe noi. Și nu știm concret ce nevoie avem, nici nu știm ce anume să cerem, cum să cerem. În schimb, ne plângem că nu ni sunt împlinite nevoile, cerem lucruri pe care celălalt nu le înțelege sau nu ni le poate oferi și tot ne umplem de frustrări și de, să zic, tensiuni. Pornim la fel, un început ar putea să fie să conștientizăm puțin rolul nostru de femei, de mame, care este esențial într-o țară, să zic că educăm mai mult decât tații, ne educăm copiii și vom vedea că vom suferi dacă nu știm să-i educăm adecvat. Și cumva, eu cred că dacă începem de la noi, de la rolul nostru, în primul rând în relația cu noi, apoi în relația cu partenerul, în relația cu familia, cu colegii, de la simplu la compus. Exact, ajungem încetul cu încetul, cum spunea și Anatol, să cunoaștem chiar și statul. Dar nu putem porni de la mare la mic, ci doar de la noi,
Mergând De la pas cu pas. mare, de sus în jos, vin Exact. numai, spunem așa, ordinele. Dar informațiile se adună de jos în sus, de sus în jos, vin numai directive, ordine. Și dacă nu știm să le interpretăm și să le Dar împlinim. informațiile se culeg de jos în sus. Și atunci, uite, tu, Adriana, știi destul de bine și Alexandra la fel. Uite, câți oameni deja cunoașteți voi care au terminat cursul de numerologie și deodată parcă le s-au aprins ceva în cap, un bec și după care și-au schimbat viața 180 de Eu grade. foarte mult, pentru că intru în contact cu ei în mod direct și chiar Așa. indirect. De ce au făcut chestia asta? De ce lor asta le s-a întâmplat? Eu am avut oameni, adică bărbați în toată firea, care la sfârșitul cursului pur și simplu mă tras deoparte, plângea și spunea: Anatol, dacă eu lucrurile astea le știam la 25, la 20 de ani, viața mea acum era cu totul altul. Eu am trăit ca un nebun, ca un tâmpită, ghidându-mă în viață nu știu după ce, idei care sunt total greșite, nici măcar matematic nu sunt corecte. Tu mi-ai explicat, uite, matematic, domnule, mama plus fiul este egal cu cât, tata plus mama egal cu cât, ce înseamnă asta, după ce ritmul trăim tot. Dacă știam lucrul ăsta, bine, nu știu, o trăit până la 50 de ani așa, dar după cursul numerologiei, în doar câțiva ani, omul și-a schimbat și afacerile, și viziunile, și nu-l mai doare ceea ce îl durea înainte, și nu-și mai îngrijorează de lucruri care oricum nu le putea cândva modifica. El ce-a făcut? El s-a modelat pe el a înțeles cum este construit, de ce funcționează așa, de ce, ca o mașină, de ce scoate gazele astea pe eșapament, de ce? Pentru că nu are Euro 5 și nu o să-l aibă niciodată, pentru că așa a fost construit. Dar poți funcționa cu Euro 4 foarte bine. De ce soția lui este așa? De ce a angajatul ăla care venea să-l omoare, a chiar vorba lui, acum îl iubește maxim pentru că înțeles că ai potențialul major la el în film, chiar dacă el se opune tot timpul, el singurul sănătos din psihologic din firmă. Când ăsta dă o directivă, ăsta totdeauna se opune și vine și cu argumente. Ceilalți sunt conformiști. El are un singur non-conformist în firmă, dar el e generator de idei noi. Și venea să-l dă afară, acum pe el îl păstrează mâna dreaptă, pentru că să-l contrazică tot timpul, dar să-l contrazică pe argumente. Nu, bă, ești prost, dar de ce? Ca așa am zis eu că ești prost, gata. Păi, poate e adevărat, dar dă-mi un argument. De ce? Ce argument? Că, uite, ești la el în firmă, un singur om de genul ăsta era. Îl ura, dar acum îl iubește. Pentru că înțeles că asta este o mare valoare la el în firmă. Ceilalți conformiști, dacă le spui să facă ceva chiar greșit, ei se duc și fac, chiar dacă e în dauna lor, locurilor lui de muncă și a firmei tale. Adică locurilor unde își câștigă Bun existența. executant. Execută și gata. Nu gândesc. Dar este singurul care gândește, singurul care are argument. O înțeles cum funcționează statul, o înțeles cum funcționează mecanismele sociale, o înțeles care este ce înseamnă în general ideologie, bine să ai, ce înseamnă propagandă în general, cuvântul propagandă. O înțeles o sumedenie de lucruri. Viața lui și de familie și de toate s-au schimbat. Eu am dat numai un exemplu care aici cum am rămas, acum mi s-a trezit mie în minte, dar astea sunt sute și voi știți lucrurile de felul ăsta. Și de ce au pornit schimbările astea? Uite la sutele astea de oameni care au învățat numerologie până acum. De ce au pornit? Pentru că au început ceva să se înțeleagă. De la simplu la compus, de la mic la mare. În viitor vor înțelege și mai multe. Va exista o perioadă de timp de acumulare cantitativă, adică informație peste informație, încă o carte citită, încă o analiză numerologică făcută, încă analizat, încă alți și alți și alți oameni. Și la un moment dat se va produce ce? Explozia de calitate. Se va trece la un alt nivel, la un salt calitativ nou. Omul va înțelege și numerologia pe care până acum o înțelegea într-un fel, o va înțelege acum cum? Altfel. E adevărat. Tocmai de asta este Asociația Numerologilor din România, ca acel salt de calitate să fie provocat. Și Asociația Numerologilor, la anumite intervale de timp, după anumită pregătire, ce trebuie să declanșeze, să detoneze acel moment, adică să producă acel moment când omului îi se produce insight-ul, adică, opa, acum am înțeles. Păi cum de n-am înțeles până acum? Uite ce simplu era și mi-a până acum în cap. Uite, au înțeles asta. Și așa, încet, încet, să creștem numerologi. Și avem, voi știți, în asociație, avem de la toate meseriile din lumea respectivă, avocați, judecători, tot procurori, polițiști, jandarmi, profesori, studenți,
oameni care lucrează în bănci, adică avem toate direcțiile și nu numai din țară, și din afară, românii noștri sunt peste tot. Avem și șoferi de tir, să știi că am avut, care, cu ocazia online-ului, am avut doi, cel puțin din care mi-amintesc eu, domni care în timp ce șofau, îi vedeai cum erau cu camera, Da, doar adică să puneau acolo descopere. și se uitau, ascultau online, Exact. dacă nu puteau să privească, măcar ascultau cursurile online în timp ce Ce conduceau. noi vorbeam. Adică să asculte radio, ascultau cursurile noastre. Dar ce-au făcut după ce au terminat? Și-au dat și el seama câte lucruri simple nu cunoaște. Noi vrem să cunoaștem lucrurile complicate și ne încurcăm în ele, în timp ce noi nu cunoaștem lucrurile simple, din care acele mărețe sau acele mari sunt compuse. Și, adică știi că la un motor, prima dată trebuie să înțelegem ce e rezistența materialelor, șurubelele, uite lucrurile, apoi bloc motor, apoi pistoane, apoi principii, apoi... Nu, noi vrem să înțelegem totul deodată și evident că nu ne duce capul, nu avem cum. Atunci vine unul politician și ne spune, băi, asta e așa, da, deci, pentru că așa am spus eu, așa vrea guvernul, asta e politica și gata. E, nu știu, ungurii buni, rușii străi, ei, la alții. Dar de ce? Nu știu, că așa am zis noi și gata. Deja Da. știm, mâine pe mâine, la ce nivel de conștiință putem să ajungem cu mâine pe mâine, orice ai face tu, de exemplu, nu-mi place, orice ai spus tu, aha, și nu-mi place, ești putinist. Gata, clar cu tine. Dar de ce? Așa că ești putinist. Tu nu vezi că ești putinist. Sau ești pesedist. Sau ești nu știu ce acolo. Dar de ce? Adică deja ajungem să și ne acuzăm pentru unii pe alții să ne arătăm pe niște, pentru un comentariu pe Facebook. Asta e propaganda putinistă. Apropo, asta e ce am Da. făcut noi astăzi de propaganda putinistă, pesedistă, ciumăroșe sau cu este. E liberală, ce am făcut noi astăzi? Apropo, trebuie cineva să ne încadreze și pe noi, nu? Ca să decidă și să vadă. Da, nu. Acum, Adică și dacă mie, are nu să ne mai bateți capul. încadreze. Nu este niciuna, este trei. Înțelegi? Trei. Voi acolo bătiți-vă cât vreți. Asta este trei. Acțiune. Adică Asociația Numerologilor nu este o asociație politică. Nu ne interesează lucrul respectiv. Adică nu suntem obiect al politicii, dar nu suntem în jocul politicienilor. Înțelegem ce se întâmplă. Putem să dăm și recomandări foarte utile. Dacă cineva vreodată le va cere. Dar eu nu cred că le va cere. De ce? Numai bine o lasă așa, pentru că nu cred că le va cere. Dar uite, pentru că a fost o întrebare momentată, din punct de vedere numerologic, când va trece pandemia sau cum va fi următorul an, că asta când va trece pandemia cu prezicerea, mai nu facem prezicere prin numerologie, dar totuși, cum sunt 2021 din punct de vedere numerologic? Așa, mai avem Numerologia, câteva ca orice minute. altă știință care are obiectul său de cercetare, instrumentele sale de cercetare, are și funcția următoare, adică funcția de prognoză. Ca orice știință, ea trebuie să aibă și funcția de prognoză. Ei, prognoza în numerologie este la fel ca și prognoza în psihologie. Adică nu este mecanicistă ca în fizică. Uite, de câte ori scăpăm obiectul ăsta, fizică îl va cade în locul ăsta, ci este probabilistică. Adică legile numerologiei, ca și în psihologie, sunt probabilistice. Probabilistic înseamnă ce? În caz că omul ăsta va nimeri într-o situație inadecvată pentru el și periculoasă, 90% așa va acționa. Dar rămânele 10%, care poate ce știm noi inspirații divine are la momentul ăla și nu acționează așa. Dar în 90% din cazuri, oamenii așa vor reacționa când îi vor pune într-un context oricare. Atunci facem și analizele, evident că numerologia își îndeplinește funcția asta de prognoză. Acum, ca să spunem rapid cum va fi, știți cum va fi? Pot să răspundem la asta pe viitor cum va fi, ca într-o glumă, știi? Sub formă de glumă. Uitați-vă, gândiți-vă că la anul, nu poate, peste un an, va apare un nou virus sau o bacterie, un virus care va face ravagii în sistemul intestinal. Și o să ne apuce pe toți așa o bădrăganie că vrei, nu vrei, o să trebuiască să stai închis în casă. Iar cine va vrea să iasă, obligatoriu cu Pampers. Și Pampersul la Alexandru, spate așa va trebui să aibă așa o corduliuță așa care îți duce așa în jos și în dependență de cum se colorează ea, așa, bună întrebare!
O să fie ca un fel de test instantaneu. Adică, știi, ești bolnav, nu ești bolnav, sunt verzit, nu sunt verzit, sunt colorat, sunt maro, făcut maro sau nu. Ei, atunci o să treacă timpul și o să zic, bă, erau timpurile alea, domne, știi, când era cu masca. Boierii, domne, era o viață, nu știu, acum cu pampers sau cum mai greu, domne, știi? Așa au făcut civilizația umană întotdeauna. Pe vremea lui Ceaușescu, nu știu, era așa. Totdeauna, înainte, mai ales la român, conștiința românului, înainte, adică în spate, era mai bine. Dar înainte cum o să fie? Păi înainte a fost mai bine. Bă, înainte e înapoi, tu mi-arăți, dar înainte, eu te întreb înainte, cum vrei să fie? Păi înainte, ce eu știu, ce depinde de noi. Dar suntem mici, domnule. Adică el recunoaște că el e obiect al politicii regionale, globale, europene. Adică cum o vrea Dumnezeu, cum o vrea ea mare. Dar cine sunt aia mare? Dar tu de ce ești mic? Uite, tu ești mic, tu ești mic, tu ești mic și pe urmă toată țara e mică. Așa. Voi de ce sunteți mici? Voi de ce nu puteți fi mari? De ce nu puteți deveni obiect? Pentru că la noi înainte e înapoi. Înțelegeți cum? Psihologic, algoritmic, cum se formează fraza, noțiunea asta, cum se formează folosirea cuvintelor, lingvistica în cap, creează imagini. Imaginile astea ne ghidează nouă pe noi prin viață. Și văd așa. Românul care merge într-un spre un viitor, oricare, nu habar n-am, de el merge așa încolo, capul e răsucit cu tot așa în spate. Evident că el se compară pe el însuși cum a fost în trecut și își cunoaște prietenii și dușmanii din trecut. Prieteni nu prea are, numai dușmani, evident, că ceea ce îți face cineva ți-i bine, asta uiți repede, îți pare firesc, dar ceea ce același om ți-a făcut din 99 de ori, odată, rău pe el îl memorezi, pentru că îți pare nefiresc cumva. Încolo ne uităm, mergem înainte și ne împiedicăm de orice obstacol apare în față, pentru că noi nici nu-l vedem măcar. De ce nu-l vedem? Pentru că mergem cu capul întors la spate. Uite, imaginea, vezi, acum e alt, imaginea României, uite, este așa, unei entități care cu față, cu pieptul îndreptat spre înainte, dar capul e răsucit spre înapoi. El vede și analizează totul, el e bun istoric așa, totul trecut. În trecut vede numai ceea ce este nefiresc, dar uită tot ce este bun, pentru că bunul totdeauna se percepe ca firesc. Știți cum, în viața fiecărui om, dacă un om s-a făcut de 99 de ori un bine și odată, cumva întâmplător, sau poate chiar conștient, de la nervi, un rău, pe el îl memorăm și omul e rău. Restul 99 nu contează. De lucruri, situații, contexte care mi le-au făcut, m-au ajutat, au fost bun, dar nu contează pentru că astea sunt lucruri firești. Cred că și eu ar fi făcut la fel dacă eram în locul lui, adică așa și trebuie să fie. Ce să ne... E, el al memoră. Nu vă se pare că am dreptate? Uite așa. Cum? Ce vrea? Întrebați-l pe oricine. Băi, cu ce vrem noi? Știți când noi trăim mai bine? Când în sfârșit tot românul sau tot odată, cumva, un cataclism, ceva trebuie să se întâmple, cu un conștiință, în suflet, în instincte undeva. Odată, măcar pentru tot, de odată, și măcar 10 ani la rând, să știm odată ce naiba vrem noi ca nație, de la noi înșine, de la viitorul posibil și prezumptiv, unde vrem să ajungem noi, ce vrem noi să fim. Și dacă odată, măcar în 10 ani la rând, vom ține ideea asta și concepția asta despre unde vrem să ajungem, lucrurile se pot schimba în atât de mult încât e greu să vă descriu. Adică, pur și simplu, o să devenim alt popor. O să avem secretul nostru de familie. O să știm cum să ne uităm unul la altul. O să știm cum să ne uităm la altul care vine din afară și ne învață altceva. Adică vedem clar că încearcă să ne abată de la scopul nostru. Vedem clar că el ne duce în bălării. Dacă nu știm unde ne ducem, nu știm, avem un obiectiv de țară, de viitor, atunci oricine ar veni și în orice direcție ne-ar chema, e mai bine. Că noi nu vedem măcar că ne tragem bălării. De ce? Pentru că în orice direcție pentru noi e mai bine decât să rămâi aici, în poziția în care te afli. Te cheamă cineva încolo, încolo, te cheamă altcineva încolo. Numai că într-un popor cum se întâmplă? Uite, pe multinaționale cineva le cheamă încolo. Pe angajați cineva îi cheamă în altă parte. Pe oameni de afaceri care vor din ce în ce mai mult bani și nu interesează pe ei patria, țara, poporul, tradiția, și ei vor bani. Mai mult. Pe ei trage altcineva în altă parte. Pe trădător cineva îi trage în altă parte. Pe lingușitor cineva. Și uite așa tot, poporul e tras în zeci de părți și el nu e regimentat
să meargă tot într-o, ce, conform unei concepții, unei viziuni, păi murim, dar acolo ajungem. Ne proslăvim ca neam, dar acolo, nu știu cât dintre noi acolo o să ajungă, cât o să moară pe drum. De moarte ferească, normal, că nimeni nu-și dorește să ajungă acolo prin război. Dar acolo undeva trebuie să ajungem, n-avem. Ei, când o să avem, o să știm despre 2021, înțeleg. Evident. Dar până atunci ce spun 2021? O să treacă timpul și când o să dăm la Pampers, o să zicem seama că ce timpuri buni erau când erau totuși măștile. Erau boierei. Da. Ok. În încheiere, aș dori să rog pe Adriana să ne spună cine poate participa la congres, care sunt condițiile de participare, unde pot găsi mai multe informații, câteva detalii ca să îi îndrumăm pe oameni. Cu mare drag și mulțumesc că îmi dai ocazia să zugrăvesc în culori nu chiar așa maro finalul acesta. Voiam să completez că, spre deosebire de noi, care din păcate ca neam nu avem o viziune comună, în Asociația Numerologilor avem o viziune comună și anume știm încotro ne îndreptăm, suntem mândri de faptul că ne-am adunat și putem coopera, pentru că vedem că pretutindeni se încearcă să se stimuleze numai spiritul de competiție și peste tot pretutindem vedem doar dușmani. Între noi ne ajutăm și avem un scop comun și o viziune comună și anume să fim cu toții fericiți în relațiile pe care le avem și mai departe să ne creștem copii echilibrați și să avem un popor care își restabilește valorile. Sperăm să putem transmite lucrurile acestea la congres, sperăm să transmitem valori curate românești prin asociație și prin numerologii pe care îi formăm. Cei care doresc să participe se pot înscrie pe site-ul asociațianumerologilor.ro, www.asociațianumerologilor.ro. Este acolo o secțiune de noutăți cu înscriere la congres, participă la congres, este un link. Toți membrii asociației beneficiază de gratuitate. Cei care doresc să se înscrie, taxa de înscriere și de cotizație anuală însumează suma de 300 de lei și cu această ocazie vor beneficia și ei de gratuitate la congres. Dar poate participa oricine, adică nu trebuie să fi terminat un curs de numerologie, pentru că aici apar întrebările. Exact, suntem din domenii diferite, abordăm o tematică amplă. Și atunci chiar îi invităm pe toți oamenii să participe măcar pentru a vedea cât de multe lucruri le pot fi de folos, cum își pot descoperi propriul potențial, pentru că, exact cum spunea și Anatol, numerologia vorbește despre potențialități și este bine să nu ne mai comparăm cu alte țări, cu alți oameni, ci e bine să ne comparăm cu propriul potențial, pentru că vedem în matrița noastră un mare potențial, dar noi, de fapt, uitându-ne la noi și ne constatăm că, de fapt, n-am realizat nici măcar jumătate. Brânză bună în burduf de câine, asta suntem. Aia da. E vorba românească, ne se potrivește ca neam așa. Brânză bună în burduf de câine. Potențialul este imens. Dacă ar fi direcționat și schimbată polaritatea, am devenit, dar poate de asta să se tem foarte mulți din jur, că am devenit ceva care i-am pune pe ei în... Așa, i-am eclipsat în foarte multe aspecte. Pur și simplu i-am eclipsat. Și ca inteligență, și ca imaginație, și ca inventivitate, și ca multe altele. Este, în ceea ce numește război global, mulți nu-și doresc chestia. De ce ai vrea să ai o țară, eu sunt franceză la german, să ai o țară care te eclipsează? Da. E mai ușor să fii în frunte ulterior. Da. Bun, uite, de-aia îmi plac emisiunile sau cum sunt, pentru că interviurile, da. Da, când există și partea romantică, știi, și când există și partea realistă, adică este emoțională și asta dureroasă. Mi se par foarte complete astfel de interacțiuni sau emisiuni. De ce? Pentru că există yin-ul și există yang-ul. Și acum aceea, unii care nu precep vor face, unii se vor da de partea yin-ului sau alții de partea yang-ului și vor judeca. N-au înțeles nimic. Cei care cu adevărat au înțeles ceva din interacțiunea respectivă, ce au făcut? Se vor ridica, fără să dăie de partea lui Anatol sau de partea lui aia, sau să țin cu Anatol la vedere toate, elălalt nu au avut de nici. Se ridică deasupra și ce face? Sinteză. Și se prinde că nu important este ce am spus pe aici, cuvintele multe, ci principiile, ideile de bază. Ele sunt importante.
cum le-am umplut prin cuvinte, pe ce cuvinte am îmbrăcat toată ideea asta, cum s-a ajuns la asta, asta este doar o cale, dar principiul este important, adică ideea principală, aia nascunsă acolo. Și totdeauna cele mai bune idei apar atunci când în generarea, în procesul de generare de idei sunt implicate activ niște, un bărbat sau mai mulți, și pasiv o femeie. Ați văzut că am trecut, toți bărbații se adunau să discute. Numai bărbați, într-un restaurant. Dar acolo erau cântăreață sau o dansatoare. Una. Și inspira prin felul ei de a dansa, prin felul ei de a cânta pe toți acei bărbați. Le dădea o nouă idee, inspira. Aia era pasivă la idee, adică nu, el nu participa la idee, ea doar dansa sau doar cânta. Aceștia erau activi în dezbaterile lor. Dar uite, când este Yin-ul și Yang-ul, totdeauna se formează ce? Pa! Saltul calitativ. Să facem de astea mai des, zic eu, că odată și Eu facem, vă și provoc să doi, facem. mi se pare că așa să ating subiecte și, cum să numesc, cotloane ale conștiinței foarte diferite decât dacă stau la discuții doi bărbați sau decât dacă stau la discuții doar două domnișoare sau doamne sau ce. Arătăm în mod concret uniunea contrariilor, nu? Da, Feminilor și interacțiunea masculinilor. contrarilor, nu știu de Da, ce și cine și interacțiune. când și știu și clar și cu ce scop le-au numit lupta contrarilor. Nu Da. există niciun fel de luptă, este interacțiunea dintre contrarii. Interacțiunile astea câteodată pot să fie, așa, iese fum și pară, dar nu este luptă, ci interacțiune mai aprinsă, mai colorată, mai intensă, mai multă energie, dar nu luptă, interacțiunea contrarilor. Da, eu vă mulțumesc foarte mult. Acum o să fac așa o scurtă sinteză într-un minut, pentru că am fost o trinitate aici, doar datorită faptului că am fost trei pe lângă această sinteză pe care am făcut-o, zic eu. Am sintetizat foarte bine aspectele principale. Invit pe toți cei care ne urmăresc și cei care vor revedea acest interviu să acceseze pagina Asociația Numerologilor.ro, să vadă acolo, avem și tematicile speakerii ce vor activa pe 24 octombrie și așteptăm cu drag atât cei care fac parte din asociație, cât și cei care nu fac parte din asociație. Dacă totuși nu vor să se înscrie în asociație, cu drag îi așteptăm și pe ei, măcar la congres, pentru a-și deschide mintea și pentru a vedea cum anume putem să începem să ce? Să acționăm în partea de social și în partea de familial și de relații, în Așa. principal. Ca să completez, cine nu face parte din asociație este invitat să participe la congres, pentru că dacă încă nu face parte din asociație, va face în câțiva ani de zile, împreună cu echipa care ne-am format și ne avem unii pe alții și interacționăm. Eu cred cu profunzime că în 4-5 ani va fi o onoare să fii în cadrul Asociației Numerologilor din România și eu nu știu dacă o să-i primim pe toți. Da, eu am zis poate încă vor să se hotărască, cu toate că n-ar fi nimic de hotărât din punctul nostru de vedere, dar îi așteptăm pe 24 ca să poată să arunce și ei așa un ochi după cortină cu privire la numerologia, să vadă câte lucruri și informații importante pot descoperi. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru că ați acceptat invitația, a fost foarte interesant, deci cu siguranță o să ne mai revedem și vom reveni cu o dată ulterioară, când vom stabili împreună o revedere. Mulțumim. O săptămână, o seară bună și o săptămână Weekend bună plăcut, da. tuturor. Ne vedem cu cei care vor avea dorință, pasiune, interes. Îi așteptăm cu drag. Cât mai rămas? Cred că a rămas foarte puțin. O Septembrie. săptămână, de mâine într-o Așa. săptămână este congresul, Săptămâna deci viitoare va fi deja congresul, adică va fi online. online, apropo, da, exact, Adică nu corect. trebuie să vă Mulțumesc, Renata. deplasați la București, într-o anumită sală, trebuie să vă online, ceea ce este, vedeți, o aer și online nu ce, avantajele sale. Are și lipsurile sale, ca orice, uite, trandafirul are și avantaje, are și dezavantaje, are spini. Na, acum depinde ce vrei mai mult să folosești. Mulțumesc mult, Alexandra, pentru că ne-ai organizat și ne-ai adus Cu mare drag. în contextul ăsta, ne-ai pus într-o astfel de situație și iată rezultatul. Acum îți place, nu-ți place, data Mie tot viitoare. timpul îmi place. Sperăm să le Mulțumesc. fi trezit interesul și oamenilor să participe la congres și să vadă ceva mai mult decât aici.
Adrian, îți mulțumesc și ție pentru tot efortul care îl depui Drag. și în direcția organizării congresului Congres. și pentru seara asta care mie personal a plăcut foarte mult. Și vouă o săptămână bună și tuturor celor care ne-au stat până acum și ne-au Da, primit. am depășit 2 ore. Îi salutăm pe toți și weekend plăcut.